Stați puțin că mă bate jegul ăsta de program numit OBS. Stați puțin, cum dracu șterge imaginea asta? Click dreapta, delete-te în morți, așa. Salut băieți, bine ați venit la un nou stream plin de viață, după cum vedeți. Astăzi am avut una cele mai nașpa zile. Probabil cea mai nașpa zi din vacanța asta. Multe lucruri n-au mers cum am vrut. Astăzi am fost mort de beat. Pe urmă, a trebuit să merg la condus dimineața la 12. Asta după ce fucking m-am culcat la 6 dimineața, m-am trezit la 12 să merg la condus. Am fost mort de somn, n-am făcut nicio greșeală, logic, am condus perfect. Când am condus am început să mă doară capul că băusem prea mult aseară. Și de vreo 2 ore, de la ora 12, nu, de la ora 1 jumate, beau câte o sticlă de bere să treacă mahmureala. O să încerc să beau din oră în oră. E metoda mea perfectă de a face să mai mă doară capul, știi? Are un mic impediment această metodă. Dacă tot bei tot timpul, don't worry, Speedy, o să-ți fac ziua mai bună ce te rup la FIFA, spuse Chihuahua când l-am distrus. Partea bună e că nu mai mă doare capul. Și partea proastă e că trebuie să beau din 2 în 2 ore ca să continue să nu mă doare cap. Și în seara asta o să mă culc mai devreme. De asta am început stream-ul puțin mai devreme, ok? Ce bine îți stă părul. Mulțumesc, uite un compliment pentru tine, fotbal. FIFA, motherfucker. Camera e ok, destul de mare, destul de mică. E ok. Ia uite, Cristi, faci live astăzi? Cristi nu va face live până când plec eu, pentru că n-avem cum. Când o să plec eu în sesiune,
Mama zici că sunt plec în turneu. Când o să plec eu în facultate, la facultate în sesiune, o să fac Cristi live de pe PC-ul ăsta. Bine, Elvețianu, ce dracu melodie ai fi făcut? Dacă pierd la FIFA, o să mă pedepsesc singur și o să ascult Jego ăla. Vom juca niște FIFA astăzi? Am mai jucat și ieri FIFA, înainte să beau mult. Că nu pot să spun că am băut bere, că am băut mai multe chestii. Am jucat și ieri puțin în FIFA, am câștigat divizia 5 sau a 4 în care eram, am avut numai win streak. A mers super bine. Am mai făcut o schimbare la echipa a mea pe care o știți, am mai luat un LB, l-am luat pe James Rodriguez sau, nu James, Rodriguez ăla in form, o să vi-l arăt imediat. Sper că n-am sunete, Luci e bine. Las că nu văd chat-ul. Ce morți tăi, chat, idiot. Asta e cu două, e cu subînțeles. Nu mă refeream neapărat la voi, mă refeream la Chrome că merge greu, dar se poate prelungi. Activăm și noi Windows-ul. A, bine că mi-ați spus, trebuie să șterg display capture-ul, așa. Gata. Salut, salut băieți, salut. 2-2 United, am văzut. Arsenal este pe locul 2 anul ăsta și la anul pe locul 1. Scoate-mi pe mine. Sper să câștigi un draft, că n-am chef să aud piesa cea nouă a lui Elvețianu. Asta e singurul motiv pentru care o să încerc din greu să câștig un draft. Pentru toți haterii lui Mertens, am un mesaj pentru voi. Asta e echipa, am câștigat divizia 5 alejer. Pentru toți haterii lui Mertens, uite pe ăsta l-am luat. E forță, are 85 pase. Merge să construiesc cu el din spate. Pentru toți haterii lui Mertens, citiți și plângeți. Your club 18 meciuri, 24 de goluri, 2 și 16 asisturi. Ce dracu e statistica asta, băieți? 2 cu el. Și Perisic ăsta mi-a jucat bine. 14 meciuri, 14 goluri, 8 asisturi. Cuadrado a fost mai paralizat puțin. 18 meciuri, 10 goluri, 10 asisturi. În realitate e bine, dar în FIFA, în care se dau 10 goluri pe meci, altceva. În fine, hai să punem și niște muzică dacă nu mă doare capul atunci când o pornesc. O să vedem imediat dacă mă doare capul când pornesc muzica. Nu mai punem muzica. No copyright songs. Și ce ați făcut de Crăciun? Ce v-a adus moșu? În afară de cărbune? Am pus asta de fără copyright, logic. E destul de încet. Camera e prea mare, nu? Ah, what the fuck? Un tricou de la Arsenal, doar că era deja ars. 3 jocuri video, haine și 100 de lei. Băi, tai cât e becali, mă? O, Firar, ți-am dat spoilere. Am glumit, vaca, moșul există. Un mod. Bună încercare, un mod pe canalul cui? Mai încet. Na, e ok așa. Test, test. E ok acum. Pune Zarza Vorm. Chestia aia o lăsăm pentru sâmbătă aceea. Meciul 3 te aștept. Bă, prima oară când nu sunt prea încrezător în drafturi. Am nevoie de o echipă extraordinară și trebuie să mă și ajutați chat. Am zis, mă dorul capul la 12 când m-am trezit și beau câte două beri de atunci în fiecare oră. Așa că trebuie să continuăm în modul ăsta. Pentru prima oară mi-e frică că o să pierd din primul meci. Să știu ce am pregătit pentru sâmbătă. Oh, nu, Emiliano. Luăm și unul 4-3-3 cu KDM sau un 4-2-3-1 lejer? Mm, 4-2-3-1. 4-3-3 am luat, ok. Am vrut să iau 4-2-3-1. E clar.
Hai să încercăm să facem cel mai mare... Hai să încercăm să facem cel mai mare overall din istoria drafturilor, ok? Aveam... Oh, Kane! Oricum nu avem pe cine altcineva în afară de Jago ăsta de la Tottenham. Ia uite, l-am găsit pe legenda asta pe dreapta. Laudrup. Oricum altcineva nu merge. Neymar. Dacă luăm pe Neymar, chiar nu ne iese hibridul. Sunt 0 șanse să ne iasă. Așa că trebuie să încercăm cu Laudrup ăsta. Pe stânga, am înțeles. E ok. Bă, ați văzut că Kane, dacă dă meciul următor 2 goluri, David, care a zis că are cea mai multe goluri în Premier League. Dacă Kane dă 2 goluri în meciul următor, îl întrece pe Messi la goluri anul ăsta, sper să nu dea. Ăsta are link cu Messi, dar nu mă interesează. Și ăsta are link cu Messi, de exemplu. Pana mea. A dat? A dat 3 astăzi? Acum? Când a dat, mă, 3 goluri? Ce pula, ce-am făcut azi? Flash score. Tottenham 5-2. Du-te morții, Mati Kane. L-a făcut, mă. Doamne. A dat 3 goluri. L-a depășit pe Messi. Ce ratat. De ce n-am știut că se meciurează? Arsenal nu joc, n-a jucat azi, a? De asta, că n-a jucat Arsenal. Ah, ce mă doare capul iarăși. L-am văzut pe Kane, a început să mă doare capul. Cred că luăm pe Casemiro aici, nu? Cât de mă. Și ne rugăm că fac eu un chemistry insane, nu știu cum. Nu țineam cu Messi să câștige, dar țineam să nu câștige cu Kane. Are joi Arsenal. Aha. Trebuie să luăm pe Rakitic, nu avem ce să facem. Ne trebuie link perfect cu Messi. Ca să aibă Messi 10 chemistry. No chat? Dacă l-aș lua pe Isco, care are link perfect cu Casemiro, n-ar fi ok la Messi. Deci n-am ce să fac. Ok. Și pe dreapta aici încă un jucător de la Barcelona. E perfect. Semedo. Pe centru. Auleu. Dante are link cu Casemiro ăsta. Dar are 49 pace. Aș putea să-l iau și pe Naldo, dar e și mai prost. Beau cafea să-ți revin? Nu, dacă beau cafea mă doare capul iarăși. Cel mai bine e cu bere, că nu mai te doare capul, dar... Relativ... Revine înapoi după o oră, două, știi? Ok, și aici la port... Încercăm Spania, o să-l înlocuim până la urmă pe Kane dacă nu ne pică nimic. N-am ce să fac. Idiot prosedător. Melodia lui Elvețianu o să o ascult dacă pierd la draft, de asta o să mă chinui să câștig. Samoa, Baines, Eliseu, Antunes. Antunes, ha? Ok. Și în poartă n-am... fac. Trebuie să-l ia pe Loris până una alta, nu? Salut Bogdan și atât. Bine ai venit pe un live.
greu. Știți cât de aproape am fost să anulez live-ul de azi? Eram pe pagina de Facebook. Scriam deja: băieți, mă doare capul foarte rău astăzi, nu cred că o să pot să fac stream. Hai să m-am răzgândit. Pentru că oricum aș fi jucat ceva, știi? Dar nu aș fi jucat pe live. Că oricum nu pot să fac nimic ca să treacă durerea de cap. Dacă mă culc acum, e nașpa că dorm 3 ore. Jegost. Mamă, Valencia. Păcat că trebuie să le iau pe Dinie. Dar avem deja pe Antunes pe dreapta. Îl luăm pe Valencia și îl băgăm în primele minute. Salut, salut, băieți. De ce am luat Cristi live-ul cu tine? Te urăște, elvețianu. Hazard. De Bruine. Încă un jucător de la Barcelona, Suarez ăsta. Mama, are 51 la def, am văzut vârf cu mai mult la def decât el. Cred că pe el îl luăm, mă. Și-l pune și pe amărătul ăsta aici. Ok. Un prieten a vomitat și după ce am șters a vomitat exact în același loc. Bă, îmi place de tine, Lau, ești un prieten bun. Dacă chiar ai șters. Sau probabil era, dacă erai la tine acasă și te omora maica ta când veneai, atunci înțeleg de ce ai șters. Sper că fac bine ceea ce fac chat. Mamă, ne-a picat și Walker. Ha. Cât urăsc când nu iau pe Valencia și pe Walker și acum ne-au picat amândoi. Jucăm cu Walker vârf. Cum să știu la de pe fundal? Nu știu, am scris no copyright și am dat click pe primul playlist. Da, Snacks, mai bine merge prin fir. Nu știu ce am luat pe Walker, că l-am deja pe Valencia, dar pana mea. Dar mai trebuie să-l schimbăm doar pe Kane. Știți cine ar fi bun vârf acum? Un Griezmann in form. Atât mai am nevoie. Cum a fost ieri? Bă, ieri a fost foarte bine, m-am distrat foarte mult. Astăzi când am mers la condus, însă... poveste total diferită. Hai mă cu un vârf, hai cu un vârf. Aoleu. La cazet 40, shut the fuck up, o să dea la cazet 40 de boabe sezonul următor, ok? Griezmann, Mbappe, o să te îmbezi din două beri și mine iar va fi hangover, stream, take my energy, dad, pac chum. Mersi, mersi Raymond. Faza e că o să dorm mult în seara asta și o să treacă totul. Până la ce oră ține stream? Păi jucăm un draft la FIFA și pe urmă niște PUBG. Când dau rage la PUBG, încheiem și stream. Haide mă. A spus PacChomp. Am uitat că sunteți normies. Bă, și când mă doare capul trebuie să rezolv niște chestii, mă. Ok, chat. Asta e PogChamp. Îl folosești că normies. Îl vedeți? Asta e PogChamp. Și asta e PacChomp. Arată mai cool ăsta și e folosit de Forsen Boys și de asta am spus PacChomp, ok? Acum puteți să vă opriți din râs. Cum șterg display capture? Ai citit donația greșit. Doamne, la fel, ești normie, elvețianul, ce să-ți fac?
Ok, ăsta este vârful nostru. Te rog să fie Griezmann super în formă. Să Mbappé. Hai să ne gândim acum pe cine jucăm vârf și cu cât chemistry. Kane cât chemistry are? 4. Dacă îl pun pe Vasquez, 3. Ok, va juca Ronaldo vârf. Dar unde e Ronaldo? Ok. Dar are 3 chemistry. Nu știu câtă diferență face 1 chemistry. Dar o să-l băgăm de pe bară pe Ronaldo ca să aibă 4 chemistry în loc de 3. Din nou, nu știu cât o să schimbe lucrurile. Pana mea. 4 chemistry mai bun decât 3. O, stai. Trebuie un KB. Bă, de ce n-a zis că trebuie KB, mă? Doamne, trebuie să-l bag pe Sichiera asta. Oh, fuck. Doamne, joc cu 6 chemistry. Fuck. Asta e pericolul adevărat. N-avem un KB bun. Trebuie să-l băgăm pe Dante de pe bară. Doi. Ah, asta. Avem 99 chemistry. Dacă îl iau pe Conte. Și 98 dacă îl iau pe ăsta. Conte cui îi dă, mă? Ai, dă-lu Loris. Aia nu mă interesează. Mai bine Valencia KB. A, da, mai dreptate, Valencia sau Walker, oricare dintre ei. Dar avem prea multe schimbări atunci. Trebuie să intre Ronaldo vârf. Ok, deci intră Ronaldo vârf. Intră fundaș Walker sau Valencia. No, ok, intră Valencia în locul lui Sequeira. Măcar să-i pun așa. Și mai intră poate Hazard, vedem. A, da, mă, îi dădea 5 chem lui Kane ăla din Premier League. Să-mi bapă ăla. A, în fine. Salut, Sebi. Am jucat și cu tine parcă ceva aseară. Nu băusem așa mult înainte să joc, când am jucat cu tine. A, da, cu Vișa. Am jucat cu Sebi și cu Vișa ieri. N-am câștigat niciun meci la PUBG. Dar am făcut eu un kill spectaculos. Și asta contează, să te distrezi. Țineți minte asta, chat. Contează să te distrezi în PUBG și în FIFA. Așa că dacă pierd acest draft, se întâmplă să nu fac 4 victorii. Contează cum am distrat, ok? Poate îmi dă și asta victoria. Pare rău de cei care n-ați văzut live-ul de pe Twitch cu Melodii. L-am distrus absolut pe Viitorul Constanța. A fost o răzbunare pentru tot chatul. Mamă, ce culori, dar oricum iese din meci. A fost o răzbunare pentru tot chatul. Și am făcut 4 victorii superbe. Mai faci un draft dacă pierzi? Nu cred. Nu mai am bani. Tineretul Constanța, ok. Am văzut, am întâlnit când am jucat la Seasons. Am întâlnit foarte mulți de ăștia cu nume Tineretul Craiova. Am mai găsit și unii Cuțitarii Craiova, dar mă refer în general așa nume normale. Am găsit Tineretul Brașov. Toată lumea începe să-l copieze pe Tineretul Constanța. Ieri a făcut Shaggy Live. În sfârșit s-a sinucis Robby. Pe Live League bănuiesc că e, sau pe ce e. Sau a făcut și el că elvețianul livrează pizza și că se duce la fete. Oh my god, Henry Ramos, mamă ce echipă are asta. Wow. Hai se încheie, băieți, pierdem în primul meci. Mm.
Jucăm versus 2 jucători. Ăștia se apără mai bine când joacă cu 2. Și am luat și gol la prima fază, e clar. Cry for you. Voi auziți melodia? Parcă e prea tare la mine. A, schimbările, mă. Știam eu că am uitat ceva. Dacă pierdem, ascultăm noua creație a elvețianului. Mi-e frică puțin. Hai să vedem dacă putem juca cu această durere de cap FIFA. Momentan Hazard mi-a dat încă o durere de cap. Haide, oh, Kane încă n-a ieșit în rasa mătii, bate-l pe ăla la umăr atunci. Hai Messi încă o dată. Bine, nu e offside. Haide, Hazard. Oh, ce-a făcut acolo Hazard? Haide încă o dată Hazard. Ai, e Ronaldo. Aoleu, Ronaldo, cu cine dai? Cum a trecut acolo? Offside. Getting over it. Da, dar nu acum. O să-l terminăm, eu nu sunt un quitter, v-am zis, băieți. Eu termin orice joc, dacă mă ambiționez. Și nu e greu. Am terminat până și Cuphead, nu termin eu prostia asta de... Nu știu cum se numește, getting over it. Bine. Băi, Rakitic, trage mai drept puțin. Ia uite-l și pe al meu. Burnley pe 6. Foarte bine, știi să citești un clasament. Arsenal încă n-a jucat, calmează-te. A bătut Burnley, mă? Nu știu, am văzut un singur meci de la Burnley. Când au jucat cu Tottenham, am uitat și eu puțin. Am auzit că sunt buni, că au defensivă că, și că joacă bine sezonul ăsta. Și în plan, i-au omorât Tottenham, am ținut cu ei degeaba. Au luat 3 goluri. Apărare de căcat, mijloc de căcat, n-au putut să facă nimic versus Tottenham. Tottenham, frate. Dacă era City, ziceam, dar a fost Tottenham. 2-2 cu United. Ah. Măcar atât. Măcar așa s-au scos băieții. De ce nu vine nimeni la minge? Am înțeles. Am înțeles FIFA. Găi, să-mi aduci și mie cealaltă bere, că e clar meciul ăsta. Ce gol, ce gol, ce frumos. Hai Ronaldo. Eu... De Gea scoate minge, daia pe jos. Băi, frate, mă, băi, e clar, mă. E clar, bă, FIFA de astăzi. Uite-l pe mortul ăla. Trind, Hazard nu mai o prinze, n-ai destulă viteză. Wow. A prins-o, a dat pasă bună. What? Pun un chat dacă urâți United.
Hai la port. Am și eu un jucător mai bun pe aici. Ronaldo, tu? Ai, am înțeles. Swifter, sper că ești și tu pe aici. Că tu ești singurul care probabil scrie 2. Sunt curios. Băieții ăștia 2 care joc, chiar cred că... Cristi, dă-i și tu pe silențios telefonul, că n-am chef să răspund. Chiar cred că vor să mă bată. Că vor, chiar cred că pot câștiga. Te-ai lăsat de CSGO? Da. Sper că ești fericit. De fiecare dată când ai întrebat, mă jucam CSGO, dar acum chiar nu mă joc CSGO. Cristi, ești în stare să dai telefoanele pe silențios? Nu? Coi, eu țin cu United. Ești de pe chat elvețiană, te rog. Fata de la IMAG te sună. Mă sună să dau golul ăsta cu Ron... Bă, De Gea apără toate șuturile, mă! What the fuck? Ia uite și... Ești ai doar repede cealaltă bere, că a început să mă doare capul de la acest meci de căcat. E clar. Cristi nici măcar nu mai mă ascultă. Ești prea idiot. Ce? Lasă acum. Ce? Zi. Bă, da, chat, joc eu mai slab ca acum că mă doare capul și sunt mahmur sau am impresia că ăsta are bulan uriaș la fiecare fază? Care dintre aceste două ipoteze e adevărat? Am 1-0, mă bat niște paralizați. A, da, Dumnezeu. Nu înțeleg, am băut deja... Hai să calculăm câte bere am băut. Am băut 2 la fiecare 2 ore. Am trezit la 12. 2, 4, 6, 8, 6. Asta e a 7. Și încă mă doare capul. What the fuck? De ce încă mă doare capul, chat? N-a trebuit să mă doară capul acum. Asta e licoarea perfectă pentru mahmureală și încă mă doare capul. What the fuck? Bineînțeles, nu puteam să nu fac livestream. Mai bea și apă. Nu, că apă mă doare capul și mai rău. Ceai, cafea, mă fac mult mai treaz și de revine durerea și mai rău. Autism, spune Cristi. Orice e posibil. Măcar în a doua repriză s-a calmat ăsta. Bună, Anita, bine ai venit! Jur că o să fac... O să fac un brad din toate ursusurile pe care le am. Și le trimit, le pun pe Facebook. Poate îmi dau ceva gratis. Așa vrea să fac un coleg la cămin, dar el avea doze de bere.
Deapt, nu că avea, a reușit să facă bradul. Un brad întreg din doze de bere, băieți. Poze din cămin. Hai, lasă. Care e berea ta preferată? Bex. Da, e destul de basic, adică n-are nimic special, dar am obișnuit cu ea. Dă-i în rasa mătii în spate. Ronaldo și-a făcut treaba, nu știu ce să zic de chemistry-ul lui, dar și-a făcut treaba. Uite ce frumos m-am distrat la faza asta. Astea sunt golurile mele preferate, în care am poarta goală, dar mai dau câteva pase. Ca să arăt că sunt în control total, știți? Ca să arăt că sunt în control total, nu că a fost o întâmplare să trec mingea pe acolo. Heineken nu-ți place? Ba da, gen, noi când ieșim avem două tabere. E tabăra cu care comandă Bex la bar și tabăra care comandă Heineken la bar. Ultima oară când am verificat, tabăra cu Heineken era cu doi oameni mai mare decât tabăra cu Bex. Eram 6 versus 4. Dar o să corup pe cineva și o să fie 5 la 5. Ascultați-mă pe mine. Bex o să câștige. Și bine, mereu e o fată care comanda apă. Uneori cred că ăia îi pun de la chiuvetă, adică nici măcar nu au sticle de apă pe acolo, decât se duc la o chiuvetă și îi pun și ei apă. Adică tu. Shut the fuck up chat, ok? Sărbători fericite de la Nicolae Gabriel. Mersi mult, Nicolae Gabriel. Sărbători fericite și ție. Și intrarea într-un an nou să fie cât mai minunată. O să ne facem în stream-ul de după anul nou, că atunci în anul nou o să fiu pe acasă. În stream-ul de după anul nou o să fac o listă cu ce vreau să fac în nou an, a? O să fac pe stream, o să fie amuzant. O să pun acolo, o să ridic mai mult decât 12,5. Da, chiar mă, da chiar. Ce facem? Vreau să fac un stream de ăsta șmecher în care dăm premii și votați premii. Gen, cel mai autist om de pe chat anul ăsta, cel mai bun jucător de la FIFA din drafturi anul ăsta. O să iasă Mertens. Vreau să am un stream ăsta în care votăm cea mai tare fază de pe stream anul ăsta, cea mai cringe fază de pe stream anul ăsta. Un stream ăsta cu premii, cum ar fi, ce ziceți? Sună genial? Dar nu știu când să-l fac, pe întâi, atunci de Revelion, nu cred. Sau pot să-l fac până să plec. Pot să-l fac înainte de Revelion. Dai roșu, te rog. Da, ar fi tare. Hai că am tras dacă e ceva. O să o puneți pe asta la cea mai proastă lovitură a anului, liberă. Gala Autista 2017 Edition. Ăla nu-i penalti. Eram cu spatele la portar și... Oh, Messi! Oh, what? Cum? Cum a dat Messi așa prost? Nu înțeleg. Aia era lovitura perfectă.
Am să mai dăm un gol cu Messi. Am glumit, chat. Cel mai cringe moderator. Foarte bine, Silly, să te autopropuie, să înțeleg. Am câștigat primul match, nu știu, n-am putut să mă concentrez foarte mult. Se spune că sunt 4 stagii ale învățării. Atunci când ești inapt, atunci când știi că ești inapt, atunci când ești conștient apt și ultimul stagiu, atunci când ești inconștient apt, adică atunci când chiar dacă nu te gândești poți face lucrurile alea. Și eu sunt la stagiul inconștient apt, nu prea mă concentrez la meci, dau niște pase pe acolo, văd că intră goluri, dar nu gândesc nimic ce se întâmplă pe aici. Că îmi doare capul de mor. Doare capul de la sarmale. S-ar putea să fie un motiv, am mâncat și sarmale. Asta e o glumă, nu, e un fapt, Swifter, dar e mai greu pentru un IQ sub optim să înțeleagă. Prea mult Teddy, mamă ce portar. De ce e alb-negru? A murit în realitate? L-am mai văzut o dată. N-ar fi chiar ok din partea lor să pună jucători morți la propriu. Sau n-au poză cu el cât mai tânăr că a trăit în 2003, 1903. A, Yashin cred că e. A, a murit prin 1990. A. A murit când a picat regimul, poate a fost implicat. Pare rău, nu o să-i dau foarte multe goluri atunci acelui portar. Oh, stai că nu e vorba de goluri. Uite cum le scoate. Fantastic. Fantastică intervenție. Cât de curând o să-l bage și pe Lobons Legend aici. Hai mă, Messi, hai Messi. Ah, stai că n-am făcut schimbările. Băi, chat, sunteți morți? Eu sunt mort, da. Și voi sunteți morți să nu-mi amintiți de schimbări. Salut Speedy de la Weapons, salut Weapons. Mersi pentru donație. Hai mă, urcă și... Motherfuckers. Cu cine morții tăi dai? Cum să dai cu ăla de acolo? Tărătără. Au rău cu băiatul meu Casemiro. Nu erau poze color pe vremea aia. Chat, lasă-mă să vă spun o chestie. Pozele color au existat încă din 1850, doar că erau foarte scumpe să le faci. Căutați, vă rog, din niște poze color din Rusia făcute în 1834-35. Doar că costa foarte mult să faci o poză color. Și de asta se văd toate pozele din perioada aia erau incolore. Poza aia care e color din Rusia a fost făcută la palat, adică a dat regina la ban până a murit. Era aia care a fost cea crudă, nu știu cum o chema, dar a primit porecla cea crudă, deci nu prea era bună. Cum o chema, mă? În fine. Oh god. Îl vreau pe Valencia. Îl vreau pe Valencia. Haide, Laudrup. Vine și Ronaldo imediat.
Dacă vrei tu să vină mai repede și o dai în out, e ok. Bagă-l pe Walker. Îmi place mai mult Valencia, care are mai mult la strength. Stai, e chihuahua ăsta? E chihuahua, mă? Oh my god, e chihuahua! Oh my fucking god! Chihuahua te bat iarăși. Acum analizat. E chihuahua. E a doua oară când îl vom bate. Mamă, atât de mort sunt când am văzut că e chihuahua. E clar. Mamă, te distrug chihuahua. A doua oară când îl batem pe incapabilul ăsta. Totuși a ales momentul perfect să încerce să mă bată. No, getting over, eu ești incapabil să-l termini. O să-l termin, I'm not a fucking quitter. Dar nu chiar acum, când nu mai, oh my fucking god. Când sunt mai mai calm și mai treaz. Ia uite-l mă, penisul roho. S-a lovit în penisul roho. Paralizat ce o apă pas. Tararara. Oh, fuck! Bine, portar. Fuck, acum chiar n-am scuză dacă îmi bate chihuahua. În sfârșit mi-a trecut durerea de cap. Chihuahua, ești mort! Nu mai mă doare capul, trebuie să profit de, la maxim de aceste 3 minute. Hai, hai. Hai mai repede, hai mai repede până nu-mi revine durerea de cap. Ăsta-i gol, ăsta-i gol. Pot gândi limpede faza. Nu, cum a pierdut? Ok. Ok, ia pe el, mort, stai. Recuperăm și noi o minge. Hai că chihuahua are pase la jumate. Mor cu jocul, dar are pase la jumate. What the fuck, sare la el. Nu! Nu! Ne-a dat gol cel mai mor jucător de FIFA din FIFA. Fucking chihuahua. Asta e calm câte... Oh, e deja minutul 40, mă? What the fuck? Chihuahua, nu te teme. Dacă continuă să nu mă doare capul până la finalul meciului, te distrug. Hai să-ți facem strategiile mele normale. Să-ți dau și gol la faza asta. Dacă n-ai 1000 de oameni în care unde stați. Are 1000 de oameni în care unde stați. Morți tăi, e mare. Salut, salut, băieți. Nu par beat pentru că nu sunt catarna, doar că mă doare capul de mor și beau câte două beri la fiecare două ore. E strategia inventată de mine, poți să o folosești. Și nu mai te doare capul, în general. Cam asta e tot. Țineți minte asta dacă sunteți mahmuri, beți bere în continuu. Sau mai bine merge cu whisky, dar era prea departe. Whisky își face efectul mai repede și nu mai te doare capul imediat, aproape. Stai că chihuahua trece prin jucătorii mei! Oh my fucking god, are 2-0. Bine, nu mă doare capul după beți, înseamnă că n-ai băut destul, Cătărino.
Toată lumea o doare cap. Nu vă temeți, Chihuahua nu o să aibă șansă dacă continue. Dar stai că jucătorii lui sunt bulănoși și mi-a minge. Îmi iau minge. Chihuahua nu o să aibă nicio șansă. Penalti? Oh my god. Hai, hai mă Ronaldo. Ce formație de căcat. Uite, mă bate ceva care dă pase greșite ca morții. Are 1000 de oameni în apărare. Unul din multe altele ce vor urma în poarta acestui incapabil pe care ultima oară l-am bătut. Că l-am bătut ultima oară pe Chihuahua, 5-1. Cred că ceva de genul. Bulan, spuse chatul cu lacrimi în ochi, că eroul lor este bătut live. Asta știți cu ce se compară? Ca atunci când vipera a fost capul viperei i-a fost fărâmat de munte. Chihuahua e în avantaj, cum a fost și vipera la început. Și chiar are speranțe și audiența, adică voi chat, chiar crede că vipera o să câștige. Și vipera va fi sfărâmată. Imediat va exploda capul lui Chihuahua. Cum pare că și McGregor când i-a spart capul lui viperei era la fel de bad ca mine acum. Dacă nu dă și arbitru fault, hai că arbitrii sunt de partea viperei. La repetition în audiență. Hai mă, știam că te întorci de două ori încă o dată. Mersi. Ce mor cu jocul e. Decât se întoarce față stângă ca să ține de minge. Tot n-am luat mingea. Motherfucker. În sfârșit, hai Chihuahua. Hai, Casemiro, nu șoma. Muntele i-a luat capul viperei în mâini. E scena aia din bătaie. Capul viperei este în pumnii muntelui. Imediat vipera îi va băga muntele îi va băga mâinile în ochi viperei. Ia uite-l, frate. Doamne, ce-o... Și acum este explozia, băieți. Închideți monitorul, nu o să fie frumos cum o să moară Chihuahua. Dar asta e. L-am avertizat să nu se lupte. Hai să închideți. What, Ronaldo, te-ai dus în spatele portarului? Ce zeu e portarului? Da, să fie gol ăla, dar Ronaldo a greșit puțin coordonatele. S-a dus un kilometru în spatele portarului la pasă genială a lui Messi. Fault. Are schemă. Nu știam că e try hard. Are scheme ceva. Nu bate repede.
Nici nu pot să beau ceva, mă, căci eu abate deja asta. Hai, Rakitic, mai cu viață. Aoleu, veni vorba de morți. Ce viteză asta, mă, băieți? Semedo? Zeu. Doamne, doamne, doamne. De Bruyne mai puternic ca Ronaldo, știați asta? Hai că Ronaldo se duce prost la fiecare minge, nu doar la faza aia când mi-a arătat golul. Să nu mai dau pase cu Ronaldo din prima, că m-a lămurit. Hai, Chihuahua, că aici mori. Aoleu. Nu fluiera, nu fluiera, că vreau să-l bat. Nu fluiera. Bine, arbitru, zeu, 143 IQ, arbitru. Ai că Ronaldo iar s-a poziționat teribil. O să schimb pe Ronaldo cu Laundru pe ăla. Observ ceva, mamă, ți-ai pus poză cu... Scoate poza aia de pe internet. Scoate poza aia de pe internet, Mr. Widow. Poză cu eu cu șapcă de Crăciun. Să nu mai vadă nimeni până nu le vine la și la ăștia idei. Ia uite și pe Laundru. Bă, am și eu un om care poate juca vârf fără să-mi preia mingea un kilometru. Messi, tu ești ultima mea speranță. Penalti! Arbitru! Dormi? Arbitru ține cu el. Motherfucker, Chihuahua. Trebuie să recunosc, joci mai bine față de ultima oară când te-am distrus. Dar degeaba. Înfrângerea o să vină indiferent. Nu să distrugă mie meciul la un drop, se accidentează, prea prost. Publicar misionar. Stai că are misiune. Nu e offside. Aoleu, ce prost m-am dus. Penalti clar, așa mi s-a părut și mie. Fault în atac! Arbitru retardat! What? Pică jucătorul meu în careu, se dă fault în atac. Chat, explicați-mi asta. Ia uite, Messi. Nu așa, Messi. Acum am văzut numele clubului lui Chihuahua. L-ați văzut și voi? Doamne. Cât de incapabil ești, Chihuahua. Păcat că o să te bat.
Asta nu e un caracter din League of Legends care vorbește acum? În melodia asta? Așa pare. Sau sunt atât de beat încât nu mai realizez. Chihuahua, dă-ți delete la joc! Chihuahua, dă-ți delete la joc, te rog! Intră pe Origin, apasă click dreapta pe... apasă click dreapta pe... pe FIFA și vezi că ai uninstall acolo. Oh my fucking god, uite ce am făcut la faza asta, am făcut fake shot și pe urmă am tras. Aia a fost genial. Genial, dacă nu făceam fake shot nu era gol, că mi-o bloca ăla. Dar pentru că am făcut fake shot, fundașul lui a făcut chestia aia ca și cum ar s-a apărat de șut și pe urmă am avut culoar. Aia a fost într-adevăr 143 echivalent, dacă nu mă doare capul lucid. Ah, a tras în blocaj. Și acum muntele, nu muntele, Viper are capul spart, băieți, e over. E over. Ah, nu e over că Messi. N-am avut și eu un vârf tot meciul. Am jucat fără vârf. Ronaldo n-a știut să preia, Messi n-a știut să preia, Laundrum n-a știut să preia. Ia uite-l. Bă, am jucat în 10 toate meciurile astea, că pe puțea de vârf nu știe joace nimeni la mine. Bine, Messi. Mamă, te omoram și eu dacă-ți făceam aia. Te omoram dacă-ți făceam și aia. Contraatac? Oh, stai, e pe ultra defensiv ca să-ți mențină egalul și are decât un om care pleacă. Motherfucker, Chihuahua. Pedepsit că joci pe ultra defensiv, poftim. Măcar la FIFA mai mișcă și el. Silly, să spun un secret, sunt mult mai bun. De exemplu, la FIFA sunt, să zicem, top 10% jucători de FIFA. La PUBG, de exemplu, sunt top 0.5 jucători. 0.5%. Și la CS probabil 0.1%. Oricum, ceva, trebuie să înveți să joci. Am avut noroc, trebuie să recunosc, nu m-a durut capul. Salut Speedy, acum am intrat pe live. Ce ai mai făcut azi? Sigur, Chihuahua. Am avut noroc că nu m-a durut capul și am putut să mă concentrez. Vă rog, râdeți de Chihuahua că a fost distrus. Bagă pe mâba pe vârf, vreau să schimb ceva. Nu-mi place nimeni cum joacă vârf. Aș putea să încerc cu Mbappe, dar deja e un risc prea mare acum pe care mi-l asum. Și e puțin cam târziu în meciul 3. Mamă, și la ce echipă are asta va fi foarte greu. Chihuahua a luat 2-0 lead. Cum ai pierdut, mă, Chihuahua de la 2-0? Te-ai dat pe ultra defensiv, ai zis gata, m-am închis. Greșeala ta a fost că nu știai că joci versus deschizătorul. Nu te poți închide versus atacuri de 143 IQ. Asta se va închide bine și mă va bate în altă ordine de idei că... Ia uite cum a început. Opa. Îl are și el pe Laudrup ăsta. Opa. Mai întoarce toată. Ah. Nu e chiar atât de inteligent. Hai, mă! Just you and I chat. Ah, trebuie să fac schimbările! Cum să uit de ele? Uuu, ce gol de Casemiro! Dar trebuie să fac schimbările. La 2-1 trebuia, zici că era cu treabă. Și nu la 2-2?
Am și răcit, mă, ce dracu. Bună, Andreea. Archeo. Chihuahua. Da, bun, bun nou nume, Chihuahua. Iată cum sare mingea în corner. Ăla a fost penalti, mă. Morții tăi, FIFA. Ar nu mi-e teamă, cu tot cu penaltiuri. Cu tot cu Messi care e deposedat de Idinie, zici că are Idinie 5000 defending. Îl batem și pe ăsta. Hai mă, mamă, Savic. Sigur are mult la defending Savic, că a apărat prea bine. Oh my god! Primul gol penalti, al doilea gol de Viere. Joc cu programatorul jocului. 6 drafturi la Runner Gamer, nu, am pierdut recordul. Am făcut 6 drafturi la rând, dar al 7-lea a fost o înfrângere din primul meci. În mare parte datorită melodiilor cancer pe care le propusese chat-ul atunci. A trebuit să ascult ceva gen... nu știu, au fost două melodii teribile, una după alta. A fost elefanții... Nu, elefanții ok. A fost chestia aia cu dâschiluții jos. Pe urmă a fost chestia aia cu e-rape. Porma a fost băiatul ăla care plânge după o fată, am uitat cum îl cheamă. Cum poți juca pe asemenea melodii? Iar tragi la poartă, vărule. Semedo, tu știi să joci fotbal? Văd că te duci prin spatele lui Messi când vrei mingea. Cum dracu vrei să aibă Messi o glas să-ți dea mingea cu spatele? Așa, felul în care mă tratez, exact. Messi, cum? Că știi la capăt dacă e zeu, dacă... Bravo, cine a fost ăla? Cine am eu pe stânga? Vreau să scrieți că e zeu. Cine e pe stânga mea? Antunes, Antunes e zeu. Tot ceea ce vă rog, pentru că Antunes a făcut o treabă care ne-a salvat de un gol la faza asta. Dacă nu câștiga acolo la cap, era pericol mare. Dar, Antunes a făcut treaba. Rakitic, ești prost, de asemenea, dacă se poate. Deși mi-a dat golul victoriei cu Chihuahua. Acolo a fost mai mult faza mea genială decât incursiunea lui Rakitic. Oh, Ronaldo Bar. Doamne, doamne, doamne. Lasă scăpările astea, stai să mă dau pe ultra. Oh, nu! I made a mistake, chat. Fuck! Ok, hai să înlănțuim golurile sale. Pasa mea spre el, penalti incorrect și respingere. Jucăm cumva cu cel mai geniu al creației, om.
Bine, trebuie să recunosc. Chiar a tras bine scărița aia. Dar chiar și așa. Rakitic, ce rasa mă te faci? Ia uite-l. Hai Antunes. Oh, Antunes, dacă trăgeai și tu. Păcat, ai făcut-o foarte bine până în momentul șutului. Iată! Bă, e ceva neregulă cu meciul ăsta. 3 recuperări, a patra. 4 recuperări consecutive și mingea rămâne la el. Handicapul e la limite uriașe. Și acum penalt iar, ce vrei. Are script. În 2007 exista script. Scriptul ăla să dai gol din poartă în poartă, să putea face. Messi, script să fugi și tu mai repede nu există? Cât de idiot să fie jucătorul meu. Se încheie prima repriză, la fel ca... De fapt ăsta are mai mult bulan ca ceva. De duci Cristi? Ești la papucel? Deci, Juși și CSGO, astăzi cu două beri, la fiecare două ore, bineînțeles că nu. Voi își capul băgă după ce câștig draftul ăsta. Sau mai au un penalty de la ăsta. Mamă, Ronaldo, îmi rup degetele pe tastatură să mă întorc cu Ronaldo. Doamne, doamne, e offside, bă să-mi bapul ăla. Ok, gol. Ok. Ciudat. Mă mir. De ce n-ar fi fost offside? Eu l-am văzut, era chiar lângă fundaș acolo, era unul lângă altul, jucătorul meu era în spatele lui. Ok. Nu contest. Dar contest. Ce dracu, cum să nu fie ăla offside? S-a dus moralul lui băiatul ăsta, nu mai are niciun chef. Pentru că a fost offside la... E clar, chat, nu râdeți. Pentru că a fost offside clar la faza trecută, l-a lăsat pe Rakitic să rateze cu portarul, știți? Am simțit eu puțin darnic. Toți morții, mătii Rakitic. Ratez 1-1 cu portarul.
Joci cu noi pe... Mamă, ce poza e, Giuliano Berlusconi. Hai că le dă bine Ronaldo cu cap. PUBG voi juca inițial singur și pe urmă cu squad-ul. Am și om acolo, Messi? Hai, am. Hai mă, Ronaldo, ești mort cu călcâiele. Dă pasă cu fața dacă nu ești în stare să dai călcâi. Am dat cu al doilea om, nu cu primul. Oh, God. Bine, în sfârșit a apărat Loris ceva. Hai, Loris, mai repede, n-ai făcut o minune. Învăluirea se face prin spate. Bă, ai delay, dar... Da, am realizat și eu, dar... Mă referam că nici măcar n-a fugit decât s-a pus în spatele lui. Știam și eu că învăluirea se face prin spate. Și că Ronaldo nu câștigă minge acolo. Penalti. Te rog, spune că nu faci cu Shaggy pe UBG. Voi juca mai mult singur. E offside acum? Nu era, ba da, a fost. N-a fost... Oh my God, acum am ratat intenționat că am crezut că e offside. N-ar mai trebui să mai mă bazez pe proprii mele decizii. De două ori, două offside-uri care mi s-au părut evidente, n-au fost de fapt. Oh God. Dacă am gândat un euro, pot să fac tutorial pentru PUBG cu marea de CSGO, PogChamp. Bă, să văd, să văd. Momentan să ajungem și noi în top 1000 la PUBG și pe urmă să mă pot simți capabil să fac. Simt că iau gol din corner. Am luat cel mai decăcat goluri în meciurile de astăzi. Simt că se iau gol și din corner. Nu, 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 așa. Hai să Semedo. Asta e golul, chat. Spuneți toți în același timp și o să adeverească. What? Ce-a fost aia în rasa mătii? Am trecut de jucător și pe urmă, chiar după ce trecusem de jucător, am mai preluat puțin să piardă mingea. What the fuck, FIFA? Am ratat. Bine, nu a fost offside. Eu nu cred că mai înțeleg jocul. S-au scos offside-urile din FIFA de Crăciun sau ceva de genul? Ha. Interesant, interesant. Oh, uite! Uite, mai las o dată reluarea. Mai las o dată reluarea dacă vreți. Am făcut iar 4 victorii, 2 goluri din offside. Sau asta e meciul 3 sau 4? E finala? A, nu cred că e finala, e meciul 3. Am bătut pe CEO în meciul 2.
Dusty Feet. Ah, nu știu melodia. Ați ca în Rogamer. Bine, dar nu merita asta să mă bată cu 3 goluri de căcat. Și câte ocazii am avut și... Mai ne uităm o dată la faze. Ia. Golurile noastre. În primul rând, ăsta mi s-a părut offside categoric. Cine îl scoate pe ăsta? Adam îl scoate ăla din dreapta de acolo. F3. Nu știu cum dai mai în față sau mai în spate. Vreau să oprim. Offside Rogamer de la Ionuț PG. Mersi mult, frate. Bă, cred că ți-ai potrivește spam-ul cu offside Rogamer. Cum pui pauză la jog-ul ăsta? Enter. Aha, pe enter. Hai să vedem chat. Aici. Mai ne uităm o dată, mai ne uităm o dată. Acolo, deci mai punem o dată pauză. Am pus prea târziu. Nu merge să dai dublu enter. Uite aici, aici e pasa. Și nu e, nu e offside. Da, nu e offside, că îl scoate ăla din spate. Era să ratez aici. Ok, și ultimul gol? Ia. Aici e offside. Aici e pasa. Nu, mai puțin mai în față. Uite! Oh my god! Chat, uitați-vă la umbre! Uitați-vă la umbre! Uitați-vă la umbre, vă rog! Umbrele lui Ronaldo sunt mai în față. Cum să nu fie? Când Ronaldo e cel mai în față și mingea încă n-a plecat. Aaa, e prostul ăsta, mă. E ăsta de jos din stânga. Numărul 2 îl scoate. Bă, ce chior sunt, mă. Da, îl scoate Rose. Rose zeul îl scoate pe Ronaldo din offside. Oh my god. Acum l-am văzut și eu. E clar, e clar. Măcar am ajuns în final. Joci cu mine, mă cheamă Vlad, Rod 2-3-1, sunt la meciul 4. Dacă pici, Vlad, jucăm, dar nu stau mult să pic cu cineva de pe chat. Și dintr-o dată văd acum viitorul Constanța. Nu e. Asta e îmbrăcat ca moșu. Ai nevoie de picături? Bă, când bei bere din 2 în 2 ore ca să-ți treacă macumurala, se mai întâmplă, frate. De 2 bere din 2 în 2. Cine e ăla, mă, lb-ul ăla? Pare unul zeu, dar... În fine, hai să vedem. Bine că a pus pauză să-mi amintească să-l bag pe ăsta. Sicuera, schimb cu Laport, că e pe dreapta Valencia și poate și un Hazard aici. E Maldini? Așa tânăr, o? Mi-l aminteam pe Maldini mai solid puțin. Mi-l aminteam pe Maldini când avea 23 de ani, nu era bun de nimic atunci. Maldini a început să fie zeu pe la 27 și a ținut-o până la 36. Hai că am început bine cu pasele. Asta e finala pentru cine se întreabă. Arbitru Rogamer a ajuns până aici cu 2 goluri. Cică din offside, spun haterii. Și jucăm versus Irezistibil. Lasă mulțumit de mine, mă așteptam să pierd din primul meci cu durerea asta de cap. Care nu mai e acum, dar m-a durut la început. Așa sunt happy. 3 victorii. Poate 4, poate nu. Nu o să fac rage dacă pierd. Prea mare. Tărărără. Apă, hai Kane, ieși mai repede afară. Mersi.
A avut și Kane o fază, m-a omorât. Asta cine vine? Hazard? Doamne. Nu! Acum e gol pe contraatac. Chat, țineți-mă. 2v1. Am luat gol pe contraatac. E ok. Am fost conduși de 3 ori în aceste 4 meciuri de la draft. De fiecare dată am avut o voință de fier. Hai să mă pun pe ultra defensiv să nu mai iau goluri de căcat totuși. Valencia. L-am avut pe Valencia la contraatacul ăsta și Valencia n-a avut viteză. Bă, ce căcat. Unde ai fost Valencia când a scăpat asta pe contraatacul Ronaldo? Dă-o cu Landrup. Sau cum dracul cheamă. Hai Ronaldo, încă o dată. Iar că iau iarăși gol pe contraatac, chat. Așa mă, Valencia. Bravo. Nu cu Messi. Puteam face clutch 1v2, puteam, da. Și acum iau gol din corner. A, așa. Mamă, cât de util ar fi un cam în formația asta. A, stai, că există 4-3-3 cu cam. Dar eu joc cu un CDM, că nu știu de ce. N-am găsit 4-3-3 la bun. Nu cu ăla, mă, mortule. Ronaldo este zeu, vă rog, țineți minte asta, chat. L-a bătut, nu l-a bătut, l-a violat și masacrat pe fundașul ăla. O să-l viseze la noapte, o să-i viseze umărul lui Ronaldo la noapte, fundașul ăla. Și acum o să-l viseze pe Mbappe. Nu, că apără portarul meu zeu. Cine e mai rapid? Mario Gaspar ca jucătorul meu. Wow. Doamne, ce greșel fac. Fără glumă, cred că dacă Valencia joacă singur în apărare, e tot 1-1. Doar Valencia îmi face recuperări, doar Valencia mi-a mingi, doar Valencia atacă. Ronaldo goluri. Oh my god, Ronaldo. Mortule, cum ai dat Barăd? What the fuck? Fault. Mersi, arbitru. Ca de obicei, să-ți dau la muie. Oh, a trecut de Valencia. E gol. Am pierdut pe Valencia, băieți. Îmi pare rău să vă spun, dar e gol. Uite-l pe la port. Noroc că s-a întors Antunes.
fault, mort, shot prost. Mamă, Valencia! Ați văzut cum a venit Valencia din spate? Zici că i-a băgat cuțitul în shuffle-ul ăla. Ah, Messi. O meci normal. 63% posesie. Dacă găsi de aici. Asta e finala draftului pentru cine întreabă. Bravo. Cristi, mai învață și tu să joci Minecraft, cred băieții de tine. Ce jucător morți am. Îmi dă gol cu fucking bugul de la jumate. Lasă reluarea, bă, ești nebun. Ai câștigat draftul cu golul ăsta, frate meu. Stai că vorbim, la fel ca și Chihuahua și cu tine. Vorbim la final. Ah, Messi. Cine vine, mă, Laudrup? Doamne, cât de rupt e Laudrup! Am luat gol din cauza lui, cred. N-am luat gol, că e Casemiro aici, dar... era să iau gol din cauza lui. Como în chat! Oh my god, Como! Ce faci, mă, Como? Ai văzut că sunt mahmur și ai zis că nu te ții minte și te înjur? Am glumit, Como, ești binevenit aici. Ce dau pasa asta ca un idiot? Ha. Băi, mai am vreo schimbare chat? Vreau să-l dau pe Laudrup ăsta afară, că nu mai e în stare să preia. Știe cineva? Mai am schimbări? Hai să mă gândesc. Ronaldo e una, Valencia e a doua, care e a treia? Care e a treia schimbare? A, l-am băgat pe Hazard. Oh, îl pot băga pe Hazard în locul lui Laudrup. Ia uite-l, mamă, pe Laudrup. Pierde la orice umărul. Ce greșel fac. Câte minute? 64. Laudrup, te rog să părăsești terenul. Oh my god, alți proști. Ronaldo, cum n-ai interceptat? Ronaldo n-are picioare, mă? Nu s-a inventat încă interceptările în creierul său? În sfârșit iese mingea afară să-l bag pe Hazard.
Hazard ne dă gol și ne câștigă meciul, chat. Nu râdeți. Tu 75, nu mai avem mult timp. Panică. Nu e bine dacă ne panicăm. Trebuie să dăm un gol acum. Ca pe urmă să nu bage ăsta autobaza. Noroc cu Laudrup. L-am pus pe centru și a zis să joace și el mai bine. Hai că s-a dus și sticla aia. A, stai că-mi iau gol din kick-off pentru a doua oară. Nu mai iau, it's over, l-am bătut, chat. Gâgâuri în chat. Auleu. Adversarul nostru e mort. Asta e golul victoriei. Messi arunga aici. Hazard în stânga sa. 1-2, mă prefacă. Așa, bine că a dat fault. Mersi că ai doi jucători pe linie. N-am vrut cu ăla, am vrut cu ăsta. Și acum cu ăsta. Și acum cu ăsta. Și acum penalti. Morții tăi, FIFA. Sunt uimit cât de bine se poate apăra pe pasele mele dinainte. Joacă bine irezistibil ăsta pe apărare. Noroc cu Casemiro aici, 0-0. Nu, 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 nu. Mai lasă un atac. Asta e golul. Ah, ce pas a dat Ronaldo. Poate fluier și tu, arbitru. Nu? Îl lași pe el să dea gol la ultima fază? Azi puțină panică acolo. Noroc cu Valencia, care are piciorul de fier. Dar iau gol din corner, nu vă temeți. Am luat gol din corner. Asta a fost draftul, băieți. Asta e clar mai bun ca mine, n-am ce să zic. E adversarul cel mai bun pe care l-am întâlnit la FIFA. A, și fluieră imediat. Da, m-a dominat categoric, merita victoria, părerea mea. Se vede în statistică totul, dacă vreți să vedeți. Absolut. Absolut incredibil. Sunt mulțumit oricum. 3 victorii au fost destul. Dacă FIFA a decis să-mi dea la gol minutul 95 din corner, fie de la ea. Poate îmi pică și mie ceva bun și nu ai, mă doare capul. Am crezut că e De Gea. Acum trebuie să ascult elvețianul. Oh, fuck! De asta am zis că trebuie să câștigăm. Acum trebuie să ascultăm elvețianul, să-mi bapulă. Măcar priviți partea bună, nu mai mă doare capul. Pot juca și pe UBG. Mi s-a blocat jocul. Trebuie să fiu un jucător bun. A, nu, că nici măcar nu sunt pereți.
Ok, mi-accept pedeapsa. Mi-accept pedeapsa pentru că n-am putut face 4 victorii la draft. Ascultăm excreția lui Elvețianu. Am închis firar. Da, ia-mă. Drumul meu explicit. OMFG Elvețianu. Las că nu mai văd chat-ul. Oh my god, ce poză teribilă ți-ai pus, Elvețianu. Cum fac să văd chat-ul iarăși? Știe cineva? Intru iar pe Chrome, în pana mea. Lasă o secundă, am pierdut chat-ul, îmi cer scuze. Nu pot să reacționez la așa ceva fără voi, băieți. Pare rău în altă ordine de idei că n-am câștigat draft-ul. Dar ați fost martori împreună cu mine că uneori când jocul vrea să câștige adversarul se întâmplă. Puteam să dau gol până atunci, dar asta. Doamne ajută. Și acum a venit Crăciunul și stau să fur. De fapt, îi vrea să pizza. Și eu, trei femei. Dar stai, nu m-am gândit că nu-mi deschid și că nu pot s-o fac. Dar stai, nu m-am gândit. Ce trac e banana asta aici? Că nu-mi deschid și nu pot s-o fac. Acum tot ce mi-a rămas, manele de jale cu Elvețianu. Ce să fac? Lava. Ok, am înțeles. Nu s-a putut fără niciun stres. Am înțeles că nu puteți să-mi rezistați. Păi nu putem. Farmecului meu. Și de-aia v-a colindat cu pula în cap vreo 3 luni așa. Dar stai, că dacă aude gagica mea, mi-o tare zi îmi dă culea în cap. În capul meu, cel de zeu, care n-a fost rănit, pentru că eu mă unge pe suflet. Și n-aveți cum să vă atingeți de eu. Dar să lăsăm subiectul ăsta. Zi tu, Elvețianu! Acum să fim realiști. Să fim realiști. Pe bune acum. Pe bune. Ce e un trist. Pe bune în pup. Adevărat. La, la mea. La, la. Cine căcat te crede că ești bun. Nu ești bun de nimic. Ești bun de aruncat la gunoi. Ce gosule, du-te de aici. Elvețianu, nu te sinucide, mă. Vreau și capul băgă. Dar pentru că n-am terminat și spune că nimic n-a am luat gol din corner. Să vezi că-i freestyle pe Sinatra. Sinatra. M-am găsit s-o fac. Dar Georgescu, Georgescu Răzvan a zis că eu sunt cel mai zeu. Cel mai idiot. Și știu că eu sunt cel mai zeu. Frank Elvețianu, drumul meu explicit. Sunt cel mai bun la gă. Un blowjob de final foarte frumos, Elvețianu. Ai rămas unde trebuia. Știți cum unii artiști
Acum să analizăm. Știți cum unii artiști au un singur hit și în afară de hit toate melodiile lor sunt shit? Asta e singurul tău hit, elvețiene. Asta e singurul tău hit, elvețiene, îmi pare rău să spun. Rest ești mort. Vom șterge niște pe UBG. El a jucat cu Shaggy în loc și m-a lăsat prost. Hei, 8 kill-uri, 8 kill-uri în meciul de azi. Ta-r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 a. Elvețianu, kiss yourself. Ta-ra-ra. Știu că am spus yourself, dar nu contează. Vom șca niște pe UBG, schimbăm titlul. Sper să meargă, titlul vieții, prea lung, top, solo, UBG, gata. Vom șca și niște UBG, pentru cei care ați rămas pe aici pe la FIFA, vă urez o seară bună, îmi pare rău din coată, adică, nu știu dacă ați observat, dar... A fost destul de incapabil, nu neapărat meciurile, am câștigat, dar m-a durut capul în multe faze și n-am putut să fiu eu însumi la multe faze de astăzi la FIFA. Mi-a scăzut elvețianul 200 de oameni de pe live. Joacă Fortnite, nu mă joc, mi se pare prea de copii. Asta are șanse să devină eSports. Jocul ăla altul nu. Am jucat puțin solo. Am mai făcut câteva victorii de între timp. Am revenit în top la PUBGGGG. Sunt în top 3%. Vreau să ajung aici, vreau să ajung aici, să fiu lângă Lironia. Mai e de lucru, dar în curând o să... Au scăzut pentru că se uitau la FIFA. Da, Lucian, era o glumă. Șterge dracu poza aia de la avatar în altă ordine de idei. Cum vrei să joc? Vrei să joc solo normal sau solo la squad? Adică eu să fiu singur și toată lumea să fie câte 4. E alegerea voastră. Dacă joc la squad o să dau first person să nu mă campeze nimeni. Dacă joc solo pot juca oricare dintre first și third. Solo squad. Am zis ce ochi are, zici că nu a dormit 15 ani. Uite, pentru cei care încă nu știți povestea, aseară am fost mort de beat, m-am trezit, am dormit 5 ore și eram mahmur și m-a durut capul și pentru a nu mai mă durea capul, am băut bere, 2 beri din 2 în 2 ore. Asta e soluție cu copyright, să nu mă copiați, pentru că vă dau un judecat. Salut, Răzvan! Solo, solo squad, solo norm, solo... Hai că jucăm un solo norm. First sau third, hai să jucăm first. De unde ai luat wallpaper-ul? E wallpaper engine. Drumul meu e hit, Frank Sinatra n-a murit. Elvețianul n-a murit. Zoane, vezi că mai am una pe privat dacă pierze ultima. Bine, dar vezi că nu mai am unul la videoclip, decât o pun așa în timp ce joc. Sper că nu te chinui să faci un videoclip bun. Emilianu, dacă mai ești pe aici, hai să vă arăt. Poate să-mi explice și mie cineva de aceea atunci când intru pe YouTube mi se propun numai videoclipuri de astea. Uite și tu ce videoclipuri. Hai să le numărăm. 1 2 3 4 5 6 7 8.
8 din 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 8 din 18 sunt clickbait-uri. Hai la prison. Nu ești logat? Nu știu că e de la Steam. La chestia asta de la Steam. Nu la Steam, e Steam browserul care nu-l folosesc, pe care nu-l folosesc. Cred că m-am dus greșit, nu? Am făcut o mare greșeală, chat. Trebuie să găsesc mașina. Trebuie să fie o mașină aici, am încredere. Oh, fuck, e un singur spawn aici. Dacă îmi amintesc bine, e un singur spawn de mașini prin zona asta. Dacă l-am pierdut... Oh, și nu l-am pierdut. Sunt zeu, sunt zeu, sunt zeu. Ăsta e singurul spawn de mașini de pe toată șoseaua asta de aici. Oh my god. Dacă pierdeam motocicleta aia, putea... Cred că ieșeam direct din meci, că nu mai conta. Oh, teleportare, stop. Hai să vedem, poate nu știam eu bine. O să ne uităm, să-mi spuneți să mă uit pe... O să mă uit pe marginea drumului. Dar așa îmi amintesc că e un singur spawn de mașină pe șoseaua asta întreagă. Ca să gândesc că nu merge nimeni pe aici. Mașina e distrusă. A, uite mă, mai e un spawn. Chiar lângă turn. Ok, sunt două spawnuri atunci. Doar două totuși. A, trei. Dar asta e spawn de oraș, asta nu contează. Asta poate să fie, poate să nu fie. Sunt două. Ok, chat. Watch me die. Oh, stop, stop, stop. Fuck, man. Tried so hard. Oh, nu sunt unde trebuie. Camera. Oh, fuck. De două ori o fac. Pare lutată zona asta. Ce pana mea? A fost cineva la prison deja? Scuze, o să mut camera. Mai mică puțin? Hai. Bă, nu știu dacă e lutat sau nu, pentru că ăsta n-a luat bulelups. Asta e să-mi iau și o armă, dacă chiar e cineva pe aici. Să nu dau cu pumnii în el. Cred că putea ajunge cu parașuta direct dacă își dădea drumul mai repede la parașută. Și ajungea primul la prison. Oh, merge bullet. Ah. Testăm acum, băieți. Pe scurt, dacă mor acum, înseamnă că cineva a fost în fața mea. E puțin frică. Dă-și mie un shotgun, ceva. Și o armură ar fi ok. Ah, ce buguri. Cum e arma asta? Ai văzut vreodată vreun film cu cowboy? Asta e arma cu care se bate aia din filmele cu cowboy. E sniper. De asta nu e fantastică. Ok. Nu s-a auzit... Cristi, tu faci zgomotul ăla? Se pare că e unul aici la mine, dar nu sunt sigur. În fine, poate să fie mai sus. Nu, ne pare fi nimeni aici. În filmele cu cowboy nu era revolver, just saying. Bă, nu prea. E shotgun-ul ăla cu două gloanțe. Ăla e și mai popular. Ăsta cred. A, nu, ăsta e ăla cu cinci.
Ăla cu două gloanțe mai Elvis popular. A, ba dă-mă și revolver, că se bate aia cu unul cu spatele la celălalt, amintesc. La prison e loot-ul fantastic, dacă nu sunt 1000 de persoane aici. Bine, și una e destul, că mă așteaptă și mă campează și mor acum. Păi că ți-ai rupt scaunul ăla, mai încet. Da, mă, că rămân. Am chef eu să joc cu arma asta de cowboy. Aia să ținem în mână totuși. Așa. Joacă Liverpool acum? Pe cine? Că am văzut că a scris cineva. Ceva de money. Nu lovi mouse cu tastatura. Cu Swansea, ultimul loc. Bă, cu părere de rău, cred că Swansea e drogadează anul ăsta. RIP, mai l-au avut pe Pablo Hernandez, au retrogradat. Coincidență? Nu prea cred. Uite, un sfat pe care eu nu l-am știut multă vreme și vreau să vi-l dau și vouă, cei care sunteți mai noi la joc. Dacă jucați pe harta cealaltă și sunteți în ultimii 10-15 și aveți găzdan de level 3, încercați să-l aruncați până vă puneți să burtă în iarbă. Că se vede ca un drac găzdanul ăla de level 3 dacă ești pe burtă în iarbă. Se vede ca o cocoașă pe spatele tău și te văd ăștia foarte ușor. Oh, ne-a furat cineva bug-ul. Nu, vărule. De ce mă trădezi? A, și nici n-am 4X. Motocicleta, dacă mi-amintesc, am pus-o pe casă. Mi-e lene să încerc să o iau. Dacă nu lutam depozitul ăla, îl băteam pe ăsta care îmi fura bug-ul. A, e lejer oricum. Cine stă de burtă în iarbă? Tu, elvețien, după ce bați afeca. Am jucat ieri cu Vișa, care era nou la joc. Și a trebuit să joc numai third person. Mamă, cât de nașpa era. Mă băteam și eu cu unul, mă gândeam să dau rush, mă gândeam, a, stai, că nu pot da rush peste el, că mă așteaptă cu third person. Acum e altceva? Ai schimbat și tu thumbnail-ul, asta e și mai urât ca ăla pe care l-aveam mai înainte. Doar că am zis să-l pun și eu, mi-era lene. L-a făcut cineva pe grup. Andy, cred că tu ai fost, dacă ești pe aici. Ce tare, poți să o iei pe partea asta. Ce zic ăla ce zice mâine, când n-o să mă doară capul și n-am vreo 7 beri. Mâine jucăm și FIFA, să facem 4 victorii. Astăzi, sincer, când am zis că joc FIFA, mă așteptam să pierd din primul meci, să termină repede, că mă durea capul teribil. Simt că nu pot să văd nimic cu 4X-ul, mai bine e ăsta și să mă uit așa. Ah, nimic. Vezi că aveai groză în spate. Shut the fuck up.
Deci pregătiți de bătaia inevitabilă de la pod, băieți. Hai să ne punem 4X-ul. Și să mergem înainte. Nu va fi ușor. Dacă iau damage pe aici, nu va fi deloc ușor. Vei muri. Bă, este șanse. Spusele lui Hage. Nu, este o șansă. Cum spus, care era citatul ăla? În fin. Atât timp cât mă văd față în față cu el și n-are un demon pe auto, un scar cu toate attachment-urile, e ok. Lungă și pe două. Hai să verificăm fiecare colțișor. Nu mă simt confortabil cu 4X-ul. A, Claudia Răducanu a spus că este o șansă. Ah. Bine matchat. Data viitoare îmi fac temele mai bine, promit. Sunt la pot, te aștept. Ceaua. Ce ai făcut la FIFA? Cum vii, încerci să pierzi și la pubgă. N-aș merge prea aproape de marginea asta, că mă văd mai ușor incapabil. Te văd de puri și pe 1080p, bagă bitrate mai mare. Așteaptă că s-ar putea să fie refresh-ul de la YouTube. Mai mare de 10.000 bitrate nici nu acceptă YouTube-ul, e overkill. Vedeți ceva chat? Nu stați degeaba în chat-ul ăla, uitați-vă. Ochii în monitor, vă rog, toată lumea. Pentru că eu după 7 ber nu văd chiar foarte drept. Aha. L-am văzut. A durat puțin, dar l-am văzut. O să facem strategia care s-ar putea să ne omoare. Mă bazez că n-are aim-ul lui Scream și nu-mi dă cap în timp ce merg cu mașina. Va ieși pe stradă, va încerca să tragă mine. Opresc și-l bat. Dar atât vreau, să n-aibă aimbot. Am trecut deja, nu? Am trecut cu mult de el unde ar putea fi foc, în fine. Nu! Nu te duce în apă, mașina mea! Mai rămâi! A plecat, mă. A plecat mașina mea! Nu vrea să joace așa cu mine. Bă, să fie mult mai aproape. Nu-l văd. Chiar s-a dus, nu? Adică nu dai cu ea. E în apă mult. Ok.
Și vine zona. Oh, nu, chat. Trebuie să-mi fie frică de zona, nu? Uite, știi de ce îmi pun redotul? Pentru că băiatul ăla de la oraș o să-mi aducă mie un buggy. O să-mi aducă un buggy pentru care îi mulțumesc. Vedeți? Mersi pentru buggy, frate. Încă un hit, please. No! I-am dat două hituri. Nu mai mi-a adus buggy, băieți. Poate a oprit. Ar cum îi cunosc eu pe adversarii ăștia, foarte puțin opresc. Hai. Nu te ascunde, hai că zic unde sunt, tot ce vrei. Adresa, tot ce vrei. Uite, asta e diferența dintre mine și jucătorii de PUBG normali. Eu aș fi oprit acolo 100% să-l bat pe ăsta, că intru în mentalitatea... Gen, mamă, cât de ratat e ăsta, crede că poate să mă omoare. Dar el s-a dus, nu? Ce om? Și în altă ordine de idei, ne trebuie mașină. Tararară. Da, nu ne trebuie nicio mașină. Renato Sanchez și la Swansea pe bancă. Am văzut niște faze cu el. Mamă, cât de paralizat e. A dat pasă cu tușierul sau cu un om de mingi. Așa ceva. E a doua zonă, nu? Chat, e a doua zonă. Nu spamați, sunt mort. Te-s voi morți cu jocul. Nu mor eu de la a doua zonă. A, de fapt... Nu, cred că mor. Am mers pe margine că poate găseam mașină. Trebuie să tai mai mult din drum. You never know. Hai să vedem cât damage dă zona cu... Acum mă gâdile, dar când ajunge la final o să vă spun dacă trăiesc sau nu, dar cred că trăiesc. Da, trăiesc. Am două energy drink-uri măcar? În fine, nu mai verific. A dat pasă la reclamă? Nu, ăla era ăla de la... Cu pasa la reclamă e unul de la Bayern. Ăla care vine de la Barcelona, scapă numele acum. Nu era Rafinha. Știu, pentru cei care sunt buni la joc și vor spăma acum, trebuie să-ți dai bandaje, idiotule, că irosești 8 kit-uri. Mi-e lene, frate. Uite cât de mult îmi dă un 8 kit. Tiago, așa. Uite cât de mult îmi dă un 8 kit. N-am chef să mă prostesc cu bandaje. Știu că ca să joc cum trebuie, trebuie să-mi dau bandaje, că iroseam degeaba 8 kit-ul. Dar, pana mea, n-am chef să joc cu bandaje. Era prea mult de așteptat. Și uite încă o schemă. Dacă nu mor pe motocicletă, odată ce ai prins viteză, chat, te poți pune ca pasager și îți dai bandaj. A. O să mai am o bere, bărbă. Ești mort! Ești mort! Ce-am făcut? Ce faci? Am vrut să-i dau. Aha.
Se poate să uitați ce s-a întâmplat? Jur că am căzut de 1.000.000 de ori de pe motocicletă și nu mi s-a întâmplat niciodată să mor din pasager. Cum morții lui mor din pasager? Am căzut de 1.000 de ori de pe motocicletă. Și e prima oară când mor drept pasager. Doamne, ferește-mă. Vreți să muriți, încercați schema lui Speedy. În fine, n-am găsit bere, e acest vin alb cu acid, cu apă de aia. Cum se numește, mă? Mineral. De asta nu-mi place. Ia lui tata. Dar atât timp cât nu mă doare capul iarăși, e ok. Băi, mai tare decât mă așteptam. Nu așteptam să aibă tata vin alb așa, cu gust așa intens. Oh, fuck, trebuie să ascultăm o nouă melodie de la Elvețian. Ce dracu, Elvețiene. Ce era, bă, nebunilor! Elve cu încă una și încă una și încă una. S-au dus și ultimii noștri oameni de pe stream. Pune să fac două și una. V-am scos. Chiar am pus-o, iar am pus-o. M-am la bană și v-ați pus-o. Eu văd cu-n domn acum. E clar. Și-am dat banii de Crăciun. Don 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 Little Elvețianu e aici. Dacă nu îți fac casa, și-o iau și pe nevastă ta. Dacă e bună, o zic la mine în harem. Dacă nu e bună, o lasă speleje cu vin. Ok, Elvețianu, dacă mor, iarăși o pun drept pedeapsă. Dar nu o să mai mor iarăși. Nu mai vreau să aud așa ceva. Bă, este tare asta. Mă așteptăm. Chiar nu mă așteptam la ceva. Dintr-un pahar de ăsta, un pahar de ăsta, e cât au fost alea, 7 beri. Alcohol poisoning? Aha. Dar priviți partea bună, nu mai mă doare capul. Potion. Drink the pain away. Tararara. O să fiu ca Van Gogh să-mi tai o ureche. Do it, Andreea. Stai că vorm eu. Poate găsesc o armă aici să-i sterg jocul din cap. Pe containerul ăsta. E prima oară sau a doua oară când sar aici. Am mai sărit toată seara pe live, cred. Sau alaltă seară, că seara n-am făcut live. Don, don, să înălțăm. Am plecat să colindăm. Oh nu, oh nu. Stai, stai, stai. Câți erau, mă, spawnați aici? 1.000? Ah. Am fost greedy, am vrut să-mi iau arma iarăși. Hai că joc squads, că nu rezist să joc singur aici. Joc squads ca aseară să vă bat iarăși pe toți, să vă car iarăși pe toți. Cine joacă să spună? Jucăm first person, că n-am chef de campuri. Ce-a fost anunțul de aseară? Ce anunț, Fabi?
Do you have autism? N-a avut niciun anunț aseară. Alex Salamandra, m-a jucat cu el, a fost băiat capabil. Vezi că ești în timp deja, ieși de acolo. Hai, treci încă aia nisei. Stai la pasager, nu condu tu. Bă, cred că da. Te-ai îmbădat ieri sau sal, da. Și cine mai joacă? Sultanul. N-am luat chiar în ordine, unii o să spuneți, bă, ce bulangiu, nu m-a luat pe mine. Am luat și ce am văzut prin chat, că nu mai văd chiar foarte drept. Ok, Sultanul nu e. Next. Ai avut un anunț în care ziceai că faci live ieri. S-a părut, Fabi. Sau poate eram beat și chiar am anunțat asta. Chase... De la ce vine Chase SJ-ul ăla? De la Social Justice Warrior? Ah, ești incapabil și minți. Ce să fie full, mă, mortule? E full squad-ul? Ah, da, mă. Ah, da. Hai, da-ți ready. Nu știu unde, când a intrat și băiatul ăsta, dar bravo lui. Hai da, Alex, până nu se duce și vinul ăsta. Nu erai online, Sultan, îmi pare rău când am căutat eu. Play la melodie, dă link, că nu mai o am deschisă, că am închis cancerul ăla. Deja nou, parcă mai devreme m-am trezit. Ah. Bă, încep să cred că nu era vin în sticla aia de vin. Sau era vin vechi? Nu știu, n-are gust de vin alb. Nu prea am băut eu de obicei vin alb, dar n-are gust. Ce poate să fie ca vinul, dar să nu fie vin? Să fie puțin mai tare. Coniac. Dar nu, coniacul n-avea gustul ăsta. Sau poate că data s-a prins. Poate că data s-a prins că-i fur vinul. Și-a pus să... Și-a pus ceva în el. Hai, elvețianul, să te aud iarăși cum zbieri. Asta-i că... hai aici, hai aici la final, salut. Salut. Aole, elvețianu. Se închide singur. Elvețianu, o să o ascult, dar dacă pierd meciul ăsta. Îmi cer scuze, n-am timp, sunt deja în meci. Ok? O să o ascult ca pedeapsă. Acetonă, Clorox, palincă. Nu, cred că e coniac. Dar nici... Da, coniac e. Dar de ce era în sticlă de vin? Sau n-am văzut eu bine? Se închide singur, nu știu, elvețianul. Se duce mâna mea pe X și se apasă singură, mă. What the fuck, nu pot să mă mișc. Dă-iesc și dă iarăși, mai e un bug. Da, tot nu pot să mă mișc. Ia vezi alt tab, ce dat? Gata, și-a revenit cu alt tab. Si. Opa! Mă bat! A, a fugit. Vis-a-vis de mine, doi oameni. Dă-mi o armă să-i căpăcesc. Oh! Vreau să-l bat pe ăla cu barca. Nu, 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 nu.
3 hituri. 4 hituri. 5, i-am dat knock. Ok, nu știu dacă era singur. Spuneți dacă aveți probleme, că o să vii să vă ajută. Nu puteți să aibă și incapabilul ăsta ceva? Bine, bine, băieți. Alex, vezi ceva prin fața ta? Că ai un unghi bun. Nu văd pe nimeni. Ok. În sud-vest, Tenisei și ADD. Unul vest, Spirit. L-am văzut. Vest la 200. E la cutie albastră. Și unul mai la... Oh my god, din două părți. Mă împinge ăla din dreapta. E pe stradă acum. Mă va omoră. N-ai. Poți să-mi dai rez acum. Ține-ți-l pe ăsta din stradă să nu mă împing. Vezi că vine e low. Hai să-mi dai și mie armă că n-am nici. Ia după depozit, e low de. S-am pus-o jos. Gata, mersi. După depozit. Niște bandaje ce? N-am nimic. De fapt, stai că am 2 energy drink-uri, vine aici. Poate tura viitoare nu și invită un om toți prietenii. Deci ai invitat unul singur și... Mersi. Eu fiind după 7 beri am crezut automat că... l-am invitat eu pe ăla, așa că nu mai spamați același lucru de 1000 de ori. Bun copy-paste oricum. Aroma și fără coniac. Oleu. Cât de tare e. După ce depozitele l-ai văzut pe ăla? În care? E în depozită lungă, cred. Față 175? Da. Ok. Uite-le afară. Bravo, Adub. Vrem scoat cu Elvețianul și Shaggy. Elvețianul nu joacă, că e pi... fetiță. Fac, mi-a fără ceva mine. Deci cam ăștia au fost, nu? Aveți să-mi dați glanțe de 5? Da, îți dai vreo 20. Am 0. Da. Mersi. Sunt 50 la cadavrul ăsta, cine voi acolo-nți. Da, stai că l-a luat Tenisei, stai că mai las-o. Bă, ce țăram. Mersi. Mai jucat și cu altă echipă, mă, cel real. Da, mai schimbăm echipele. Aveți vreunul SMG? Da, aveam eu un MP. Lasă, aveam un supresor. O, e check-ul pe noi. O, da. Ia să mă uit la prietenul care l-am bătut cu barca. A murit sau sunt AFK? Sunt două dropuri aici. Haideți la barca.
unul e al meu. Nu văd niciun drop, nimeni că ați plecat spre dropuri. Mai bine se duc unul sau doi naro să mergem toți. Păi de asta am zis, haideți încă unul. Merg eu cu speedy, merg eu cu speedy. Ok. Ok, rămân să lutez cu ADB. Ok. Bine, să-i vezi că mă duc în direcția generală, nu mai le văd acum foarte bine. Să zici dacă le vezi. Ne în stânga. A, cred că le văd și eu. Asta l-am omorât eu. Da. Bate-l și pe ăla, bate-l și pe ăla, pasagerul, sau e mort. Ok. I-am omorât prietenul și i-a ciudat și el. Da, sunt două dropuri? Da. Nu știu la care să mă duc, mai cum două asta. Eu văd doar ăla. Ba da, uite în stânga, la 1-2-0. A, nu-l vedeam pe ăsta în față. A. E unul care înnoată. Îl vezi? La, între dropuri. Nu. Lasă, ai urcă, ia-l. Lase de 5-6? E unul sub noi. Condutul cam e o armă. M24. Condutul cam e o armă. Mergi pe aici, mergi pe aici. Nu, așa cu viteză, pe aici, mergi încet. O să iasă la suprafață iarăși. Așa, mergi, mergi, mergi. Mai mergi puțin pe la stânga, așa. Stânga mai mult. Lasă-mi pe mine să conduc. Da, ia-ți arma asta, ia-ți, mă duc cu jetpack. Caută-l pe ăla, că vreau... Oh, uite încă un drop. Dar nu cred că poți ajunge la el. La 250. Jetpack? Mă referam la... Nu mai fiți incapabili, dar știți la ce mă refer. N-am benzin la barcă. Ah. Du-te până la el că te iau eu, după ce-l omor pe ăsta. Ah, nici eu n-am benzin la barcă. Vezi că vine o barcă spre tine. Ai nevoie de extended quick draw, de aer. Nu muri, Enisei. Ai destul de benzină să mai iei? Nu. Pace. Pască level 2 aici, ABD. Acolo, stânga. Jet skin-ul jetpack. Ok, chat. Venim să vă ajutăm? Nu. No. N-aveți okay. Cum. O să not până la margine. This is fun. Uzumi, așa, așa știam și eu parola la San Andreas. Uzu, știam decât Uzu, MYMW. Imediat, pac. Stai să iau aer, că poate vine aia și mă omoară. Poate ia și caracterul meu, așa. Mai joacă un draft, nu ajungi. Dacă mă vede de la... Da, cred că m-a văzut. Nu, aveți vreun 4X ceva să trageți după el? N-am eu 4X. Înnoat și până la el să-l lutezi dacă-l omorăți. Da, unde e? Față de voi e cam 1-2-0, la mine e 2-3-5. Apoi de vină să-i vezi level 3 dacă n-ai. Vine acum. Hai că aștept aici. Gloanțe de M4 ai? Da. Nu știu, mi-e spus, te rog.
Vezi ta unde era. Vede să nu iasă ăla altul care nota pe plajă, cam prin perioada asta ajunge dacă nota. Mă uite-o. Îl văd pe unul cu barca la 215 în vest. 215 față de ei. E departe. Ce e neregulă cu voi chat? Știți că există niște pastile de-astea anti-autism? Să ești ăștia, e? Aș sugere să iei un pumn. Omul care a supraviețuit 32 de zile fără barcă. Bă, da, am văzut eu o chestie, m-a marcat pe viață. Dați-vă zic acum. Undeva într-un Franța, cred. Vrea cineva mini? Un trend ăsta, da. Ok. Pune, dă insert, o să vină vine, o ajung eu în curând. Am pus. Undeva în Franța, într-un tunel. Tunelul era cu capul, era așa. Și vedeți voi, ei tocmai intraseră în tunel și s-a blocat într-un Franța, așa am zis. Ei tocmai intraseră în tunel și s-a blocat trenul și a început să iasă fum și erau vreo 200 de persoane în trenul ăla. Sau nu chiar 200, vreo 50. Și ei intraseră de vreo 5 km în tunel, știi? Și unul singur a avut 143 EQ și prin tot fumul ăla s-a dus în jos în tunel, în loc să se ducă în sus. Și a fost singurul care a supraviețuit. Și era o de-asta, una care lega la maraton și chestii. A mers 4 km în sus în tunel, până la urmă a murit și a tot din cauza fumului. Dar ăla a avut 143 IQ, s-a gândit. Fumul se duce în sus. Și deși e mai departe dacă merg în jos, că am văzut pe mapa asta, am șanse mai mari să supraviețuiesc. Și mi-a părut de fata aia, mă, îți dai seama, olimpică, să mergi 4 km să, prin fum și tot să nu supraviețuiești. Bă, poate aveau ăștia ceva ea. Am înțeles. Olimpica doar cu minus 143 IQ. Adevărat. Era un documentar de ăsta, mă uitam deseori la documentare când eram mic. Că erau de alea pe National Geographic și era cu ce s-a întâmplat aici. După cine vă uitați, mă băieți? Nu vă venim pe aici? Am doar un kill, what the fuck chat? Am mers pe fucking apă un an. Al cui e insertul cu mini? Portocaliu? Al meu. Okay. Da, ăla roșu sau portocaliu, cum îl vezi. Bă, ăsta e roșu. Vrea cineva scoper 4? Da, tot eu. Ok, ți-l las lângă mine. Bine, mersi. Da, 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 da. Mersi. Plăcere. Mi-ai pus și compensator. Bă, ce băiat de treapă, mă. What a nice guy. Cum dacă n-aș avea damage-uit. Fucking armura. Mă uit la Măruță și Andra Gugan live, ce pula mea documentar. De vara, nu? Te respecti. Trage cineva că e un 24 la 260? Trage după voi? În mine. Aha.
Păi Cristi, omori calculatorul la ce apeși așa? Mă joc pe repede la Minecraft. Oh. Ia mă, unde-i Vormiu? Vezi ce-i rupt capul chat. Ai idee și unde era NSA? Nu. Incapabil. Mergi să arpă pe șicrichile astea? Merge. Cum se numea documentarul? E ăla... Are mai multe episoade. E secund dinainte dezastrului sau ceva de genul. Nu mai țin minte, au trecut mulți ani. Dar și acum țin minte că îmi părea rău de fata aia olimpică. Și plus că... Făceau un fel de recreere, cum s-au întâmplat chestiile, știi? Și fata aia care o juca pe fata aia olimpică arăta foarte bine și a amplificat efectul de părere de rău. Dacă ai juca una mai... A, poate nu părea așa rău de fata aia olimpică. Și ăla care a supraviețuit era un tocilar de ăsta infect, ochelari și gras. Îl văd, dar trece strada acum la 290. Adică s-a dus în Primorsk? S-a dus spre Dal. Shut the fuck up. Acolo, unde sunteți voi doi, trebuie să fie, nu știu cum nu v-au omorât încă. Aha. Uite-l aici, la 260. 2 la 260. Sunt 3! Sunt 3! Unul are knock, bravo. Unu-i mai jos, l-ai bătut și pe ăla. Mi-am furat kill-urile! Pușează unul stânga aici la... La 204. Ăla e ultimul? Nu știu. Da, cred că ultimul. Mamă. E 250. Ce băieți dur, mă. Bun lăt. Dacă găsiți un vertical, să vă anunțat. Cine vrea optics? Eu. Unde a murit ăsta? Oh my god, în sfârșit. Are cineva un flash hider sau compensator plus de armă, de rifle? No. Inițiți, ai dat drop la M24? Nu. Ah, ok, avea oia. Speedy, vrei for grip? Vertical? Nu, mi-am aruncat M6-ul. Dar mai trebuie, aveți vreunul măcar un red dot, ceva în plus? Nu, fie rar.
Am aruncat degeaba red dot-ul. Gloanțe de M4 mi-ar trebui și mie. N-am deloc. NSA-i ceva? Player la 60 kg. E în față, stă mult. E departe la 65. Ce este de mine? Mamă. NSA-i zeul jocului. Când am jucat versus el, l-am rupt. Eu trebuie să mă plimb cu fucking 4X. Salut, Spidi, salut, chat. Uite, mă, ce băiat de treabă, Dino. Cum să nu-l iubești pe Dino când vine și salută și chat-ul și YouTuber-ul. Băiat de treabă. Vin unii care spun direct salut chat, vin alții care spun direct salut Speedy. Dar el e de treabă, salută pe toată lumea. Țin de că uram să merg la școală, încă un motiv. Nu știu cum erau băieți, sunt băieții la voi în clasă, dar eu trebuia să dau salut cu toată clasa când intram și eram 20 de băieți. Player la tot. E mort, era singur. Oh, fuck, te-am urât. Da. Rata de. Futu-s morți, mă, ce s-a sfut. Fă-l niște, Cristi. Bă, n-aș și auzit, mă, futu-s morți, mă, te îngât s-a sfut. Ce zici, Cristi? Uite-te și tu cât ghinion am. Păi ghinion, mă, de număr, mă, 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 te pula, nordă, că mi-aș pula, bă, ta de viață. Ghinionul, mă, eu niciodată n-am glanțe de nimic. Că cade în joc, al dracu a tras în mine. Bă, mă, opă stream? Da, de vezi că auzeai pe... Păi am dat seama. Mă, cum fac să nu se mai vede pe stream? Păi vezi că ai push to talk. N-ai pune-ți la push to talk. Păi este. Atunci nu știu. Toți morții, mă. Da, exact, aia e reacția și a mea când joc așa normal și mor. Am pătins pic, de-aia vorbeam cu cineva. În spate v-ați uitat să nu vină? Hai că mă uit. A, voi chiar trageți în cinema, stați că vă ajung. Stă-n în pădure, în dreapta noastră. De fapt, e. A ratat pe unul pe deal, e rupt. Hai că tragă ea de sus. Hai mă, viață. Futu-s morți. Cum nu ia cap? Sunt în spatele nostru, spre stradă. Vin dinspre stradă, spre vreodată. Las că eu trag în unul de o jumătate de oră. Vin pe stradă din spate? Da, și sunt departe, însă, aproape. Ok. Nu, am înțeles. O să vă arăt care-i problema. După. Nu-i văd pe ce după stradă. Nu trebuie mai sus, se ducea puțin mai jos. Trebuie să fie prin pădure. Hai să mai încerc o dată. A luat knock-ul ăla. Vezi că sunt 4, nu? Că are knock-ul, nu? Eu văzui doi. E aici. La un pom, la 65. Nu!
am murit cu heal-ul la 1 milimetru. Milisecundă. Îți dați două de-astea aici dacă vrei să-i în timp ce-ți mergi. Ah, nice try. Fuck, man. Apare că se încarcă. Hai să ne uităm puțin. Înainte de a reveni în match. Asta e match-ul, nu? Da. Scuze chat. Vreau să mă uit încă o dată cum nu l-a cap ăla. Ceea ce bănuiesc eu că se întâmplase, și nu râdeți, e că era un clip care îl proteja, dar nu vedeam din... Asta e match-ul? Cum ajung la mine? În fine, pe aici. Unde-i Speedy? Tab. Ok, sunt și eu pe aici. Uite. Ok. Vreau să vă uitați acum aici. Sunt aproape 100% sigur că era un clip care îl proteja pe ăla. A, dar sunt prea în față deja. Mai în spate. Uite. A, stai. E timpul să vedem de ce nu l-am hit. Uite, vedeți exact ce spuneam. Uite. El era complet ascuns aici de mine. A, nu. Ba da. În fine. Nu cred că-s gloanțele mele alea sau sunt ale mele. În fine. Aș că o meci cu echipa asta. A fost super capabilă, toată lumea și-a făcut kill-urile, ba chiar cred că au avut toți mai multe kill-uri ca mine. Eu am fost... Da, stai să-i dau, le dau invitație iarăși. Alex... Salamandra... Vedeți, ieșiți din echipa aia, sau NSA-i dăm tu invitație. Nu schimb echipa după un singur match elvețianul, că vrei tu. Așa, a dat. A, oricum degeaba a dat. Și Alex Salamandra. Ah, e timpul să câștigăm un match, mai trebuie coniac. Oh, fuck, melodia lui Elvețianu. Din cauza că am pierdut, trebuie să punem asta. Nu mai mirosi fetele de la spate. La domeniu pub. Eu vă dau clasă mondială și n-aveți nicio dovadă că eu omor Africa. Dovediți-mi pula mea când sunt mai bun decât voi. Îl înjurăm împreună pe elvețianu, băieți? Hai aici, la minele generale, pe bătaie. Andy, 0 kill-uri, are dreptate aici. Dacă nu știi ce sunt feluri, asta e adevărat. 10. Și are și termopat. Da,
A rimat Răzvan cu termopan. Dacă mai aveți nevoie de altceva, să-i dați premiul Nobel lui Elvețianu, să-mi spuneți. Eu sunt cel mai bun, dar nu-l băga în seama pe Răzvan, care zice că omor numai a pe cafe. Omoară numai a pe cafe. A jucat odată cu mine și făceam 3 kg pe meci, în timp ce Shaggy murea, primul mereu în pula mea. Ai las-o așa, așa, deci n-am câștigat. Da, bă, n-am câștigat meci, dar măcar am intrat în ultimii 3, rank 3. Bă, e bine, mă, pa, mă. Nu e chiar bine, Răzvan. Ia uite ce mi-a făcut. Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Hai că vin să-l omor pe ăla după ce găsesc ceva. E unul singur acolo de B? Da, e doar unul, uite-l. S-ar putea fi el lor dacă n-a găsit medicinale. A, i-am dat 2 hit de shotgun. N-a murit. Asta e cam stream-ul pornit. A tras, vine exact spre mine unul. E dat down. Bravo. Vine lângă tine. Oh, fuck. Am dat knock. Veni să-i cu pistolul. Unde era altul? Ah, hai că l-am găsit. Ține-mă NSA să iau arma lui ăsta. Echipă, parcă. Pu, băgă pay to win? Pentru ce? Ce te-ți plătești? E puțin luck to win. Uite cum colegul nostru care n-a găsit repede shotgun a fost ucis de ăla care a găsit mai repede shotgun. Dar pay to win nu. Să plătești jocul. Înseamnă că nu știi ce înseamnă pay to win. Metin e pay to win. Dacă bagi bani în joc, îți dă iteme mai bune și câștigi 1v1 în spate la grejdar. Hai să mergem după dropuri, că toți suntem trei. Nu văd nici drop, nici mașină. Aha, am găsit motocicletă. Dacă nu e cu atașa, e nasol. Da. Baie cu ataș. Ai mai vrea să fii în generală? Nu. No. E mult la șmecher la facultate. În general mă ceam în fiecare zi la școală. Și în liceu. Vedeți drop-ul? Nu. Responsabilitate mare să conduci. Mașina în stânga aproape. Opresc.
1%. Vin spre noi, cred. Emping? Nu cred. A, se bat cu alții. Erau unii pe jos și de-aia cred. Aici cred că a fost ultra. Sunt după deal. Unul e sus pe deal, nu-i după. A luat două hituri, unu. Unul chiar lângă tine, Alex. Ala e. Am bătut. Și ăla altul a luat două hituri. Ultimul nu-l văd. E unul cu motocicletă pe aici. Îl aud, îl aud, din spatele la casa aia. A, cred că e bugui. Sunt doi. Sunt mor de nu credeam că ăștia sunt la troll, e motorul buguit. Lăsați-mi și mie un scop dacă aveți pe acolo. Cerșetor! Îl dau eu. Red dot. Sau holografice. Par fericit azi. Nu e adevărat. E din cauza celor 7 beri plus coniac care cream că e vin alb. Mai e buguit? Da. Poate are pan. Aștept să moare salamandra de țipă iar. Cred că am învățat să dea pe mute, din păcate, Swift-ul. Nu știu, merg pe aici, poate găsesc oameni, dacă nu căutăm drop-uri. Și salamandra și Enisei sunt mai buni ca tine, Andy. Ține minte asta. Avem mașina aici la 105. Unde pana mea e un avion? Dacă vedeți un avion, să spuneți.
Mamă, spune că e compensator. Oh my god, silencer. E câștigat meciul. Aveți unul car sau ceva? Nu. Bă, eu acum realizez că nu văd chat-ul foarte bine. Dă-i supresor de... Par. Supresor de ce? De sniper. Da. Mersi. Și folg. A, am deja unul, mai pot să... Uite, ia. Nu mă simt bine dacă mi-a dat de sniper să joc și cu asta. Păi nu, că n-am ce face, păi e supresor de ară. Ai de ară? Da. N-am avut de sâră. Asta toată viața mea mi-am dorit să fiu galben. Asta e primul mesaj, jur, care îl văd pe chat când l-am deschis acum. Nu știu despre ce e vorba, dar... Te las. Zero kill raw gamer, oh fuck. Oh fuck. Am unu, țeapă. Oricum, am un și Nisei și Alex au mai mult ca mine. Dar n-am avut țintă la început când am bătut cu toți aia. Pe care l-am bătut eu? Nu mai țin minte. Am bătut unul. Ah, ăla cu pistolul. I remember. Cu zero game. Azi mi se permite pentru că sunt după 7 beri și un coniac, ok? Fac, asta e încă o scuză. Ce oraș gol. Dacă nu-mi iese, s-ar putea să mor. E să-i vină spre mine, că s-ar putea să mă sinucid. Nu, e ok. Fața mea? Te pe-am, mă duci. Vine spre tine, Alex. A trecut. Sunt jos, sunt jos, tot jos. Sunt trei. Vine spatele lor. E după container. Nu te duce, că-s trei. Aha, sunt chiar lângă mine, au dat arași toți. Vă ține unul lângă perete și unul jos aici. Încă unul. Jos după dâmbul ăla. Oh, are groz. Are groz. Da. Să lași shade kit dacă ai. E în dreapta aproape, dreapta aproape, se uită spre tine. A, pe la nu-l văzi. Fuck! Apreciez că a încercat Nisei să mă salveze. Nu, mai știu cum o dată cu echipa asta. Toată lumea joacă bine în echipa asta. Când joc cu Aldi Shaggy, Shaggy moare de la AFK. Echipa asta îmi place. Meciul următor vom schimba. Simt că aceste două înfrângeri au fost din cauza mea. Prima oară când l-am ratat pe ăla sus. Acum când am murit ca un idiot, nu știam că s-a așa aproape de mine. Domnul Georgescu e în chat. Întrebarea, Răzvane, știu unde este coniacul? Fuck, ai prins.
Haide, Alex, dă-i ready. Salamandra. Oricum nu mai n-o să mai joc prea mult acest pe acest live. Pentru că sunt foarte obosit. Mâine o să avem un live șmecher. Mâine o să avem un live lung și șmecher. Dar în seara asta o să încheiem, ăsta e ultimul meci. Pyro pentru Revolta care urmează 100%. Sunt live de la 6 totuși. Deci a fost destul de lung și ăsta. A început iar să mă doară capul și acum e perioada în care trebuie să mă culc. Cancer. Și din cauza asta o să mai joc meciul ăsta. Nu, Speedy, e ok. Nu trebuie să crezi că vom face revoltă. Noi nu o să zicem nimic și nu te înjurăm ca niște animale. Mersi, chat. Chiar apreciez că toți împreună ați spus asta. Mă bucur că reușiți să fiți capabili. Uite și Swifter, du-te și cară-mă încoată la CSGO, că am avut 6-20 ultima oară când am jucat. Nu știu, eu am level 10, 2600 elo, dar când joc cu tine, nu pot bate om, am 6-2000, mă bate un rus cu 300 elo. Dar păcat, Speedy, că m-ai cărat ca ultimul om și tot am pierdut. A, da, e ok, Swifter, e ok, te cred, la 5000 elo cât ai tu, e ok să nu poți să bați om, e ok. Să nu poți să bați om din spate cu AK-ul full spray să-ți dea un glonț de deagle. E ok, nu e nicio problemă. Am avut stream mai lung decât Tyler One. Și plus că e o diferență mare între mine și Tyler One, Andy. Eu n-am fucking 5.8. Cum o să fie așa pitic? E manlet. Aoleu, să trebuie să fiu singur aici. Păi chiar suntem liberi în orașul ăsta? Mai e unul singur, mult pe sus. Mai e cineva? Eu nu văd pe nimeni. Doi, mai văd eu. Mi-ai rănit sentimentele. Încearcă să rănești adversarii data viitoare când jucăm CSGO Swifter și merge. Nu, am glumit, frate. Stai calm. Te cred, ai avut o zi proastă. PUBG e jocul anului 2017, dar multiplayer, da. Nu e. Deci că nu e. Nu ai urlat la Cristi. Îmi iau și soldo-ul ăsta micu. În caz că dau un knock și am chef să fiu fancy, o să-l omor. Ai văzut, mă, Tyler One Champion și ba, am văzut așa, chiar dacă n-aveam nicio treabă cu LoL-ul, că a fost foarte penal. Cât mai țin live-ul, ăsta este ultimul meci. O să încheiem cu o victorie. Trebuie să mă duc să mă culc, v-am zis, n-am dormit foarte mult aseară. Și am băut foarte mult acum. Acești doi factori nu fac foarte bine. Și ce înseamnă te culci și tu, Cristi, că nu vreau să-ți aud jegul ăla de calculator în cap. Săracă, uita când a fost cărat de neveu pe Twitch, obligat chat-ul să scrie PogChampinfo. Ramses Ro. Prima oară când te văd pe chat. Asta e primul tău comentariu pe care l-ai adus aici. Ai dreptate. Obligam chat-ul să scrie o glumă. Și... ce să iau? Dacă ți-amintești bine... Tot în ziua aia am făcut al doilea 1v1 cu Neveu, nu primul. La primul m-a distrus că nu mai jucasem de 3 ani. Și dacă mi-amintesc bine,
M-a bătut, da, m-a bătut. Dar m-a bătut 2-1 și a fost foarte strâns. A, da, și meciul ăla. Mai a fost, uite, Ramses, ca să nu-l auzi, ca să nu crezi că Swifter e slab. Mai ții minte când am jucat versus Neveu și era Swifter în B pe overpass. S-a dus Neveu cu camarazii săi. Au zis că iau B-ul lejer. A bătut Swifter 4 oameni. Cum 4? Ia calma pe toți. Și am și câștigat meciul, parcă. Nu, am luat bătaie. Că eram cu White în echipă care tot timpul făcea flancuri și muream în flancuri. Sau nu, Talaziz. White sau Talaziz. Spray down ace. Da, ace. Pana. Gata, oricum, Swifter, ce faci? Crezi că te lăudăm aici? 6 cu 20, chat. Râdeți de el iarăși. Asta e nou mim. Câștigăm și nemeci ăsta, Speedy? Da, încercăm. Dacă nu avem iarăși ghinion și ne prinde sau... Și Speedy Rush. Nu că încercăm, că meciul ăsta e câștigat. Da, da. A, Snapple, mă, Snapple, da. Am jucat mai bine meciul ăla decât Snapple. Snapple tot timpul făcea flancuri. Eram 4v4 sau 3v3. Tot timpul făcea flancuri, murea și rămâneam 2 versus 3. Și mă enervam, eram tiltat că aveam avantaj. Eram chiar uneori 4 versus 3. A lutat cineva mini Coloseum ăsta? Nu. Eu nu. Sigur, n-ați lutat că am găsit lucruri bune. They flashed us. Și aia a fost șmecheră. Nu, știți ce? O să facem la finalul anului ceva genul, ceva amuzante, momente de pe stream sau ceva de genul. Amuzante! Dar nu pot face asta singur. Au Speedy, mă întreabă cineva dacă mai joci fotbal. Deci spune că trebuie să joc în realitate cu prietenii, dar gen la Elia de acolo sau dacă e ocupat sau suferă ăla că nu ne lasă să jucăm, mergem în crânga și în parc. Aha, mersi. Tarararararara. Păcat pe ăla cu de flash test nu o să găsești, bă, dar le găsesc pe toate. Mamă, o să găsesc, o să pun clipul ăla prima oară când am vorbit despre 12,5. Cât de mândru am fost, cât de mândru v-am spus, mamă, și acum amintesc. Am spus, chat, am ridicat 12,5 la sala azi. Și tot chat-ul murea de râs, erau numai egal, paranteză, paranteză în chat. Și tot chat-ul spama, cum până la doar 12? O să lăsăm și pe ăla. Dar trebuie să caut multe astea. Da, cine găsește chestii de genul cele mai amuzante momente de pe stream și le postează pe Facebook. Sau nu neapărat cele mai amuzante momente tari, de exemplu, o să pun eu, o să fac eu videoclipul ăla când am bătut 6 oameni cu AVM-ul. Videoclipuri de-alea și chiar iese ca lumea și au găsit multe, nu pune 3 clipuri. 100% primește mod. Deci nu se pune problema. Băi, e o mașină. Cu oameni reali în ea. La mine aici. E knock. Acum am auzit, blochează toată acțiunea. Aș de la jocul de ieri. Mai faci nu? Da, l-am văzut, dar la knock. Pe munte. Ia knock și ăla.
din chat. Pregătiți-vă vacurile. Kobe pentru 3 puncte. Și Samba pula. Un euro de la Fiuzică. Test să văd dacă mi-au intrat 2000 de euro pe cartă. Mersi Fiuzică. Ia vezi, au intrat. Trage de la 320. După gardul de fier. Le flop James. 320. 320 ai spus? Da, după un gard acolo de la mic. Douăzeci, nu 2000. Ce-a de fac capciat? Așa ce să faci, băieți? Eu că nici să ne urcăm aici. A murit ăla care era knock. Deci nu știu dacă a vrut cineva să-l salveze. Și a tras ceva de mine din oraș. Și era aproape. Noi nu-l vedem de sus de aici. M-am și buguit. S-ar putea să fie intrat în clădire. Dacă mai făceai stream moment, avea acolo S de ales. Da, da. Nu făceam eu, edita cineva. Unde era ăla care e în Arnoc? Era pe sub mine, pe aici, nu? Dai, era acolo pe locul aia. A, e unul în fața mea. E la Coloseu. Ok. Al văd, vine spre noi. E da, spatele la Coloseu, unul. Da, l-am văzut. Dacă muream iarăși aiurea. Sunt doi, sunt doi acolo. De ce aveam asta pe auto? E chiar sub noi acum. Doamne. E la mașină. La mașină, da, da, văd. I-am dat 3 hituri. I-am dat headshot. Cum nu moare? E în baia acolo. Sau ce e? E mort, e mort. Ăla după mașină l-ați omorât? Da, mai era unul la casa de la 70. Mamă, ce poziție proastă am aici. Nu, nu spune că nu mai pot ajunge sus. Ni se crede că ăla e lootul bun, dar nu știe că sus e de fapt lootul mai bun. First world problem, zice, aveam armă pe auto. A dat un smoke pe stradă, are schema. E unul la casa de la 100. În casă, a luat un hit. Unul la 7-10 după colțul casei. Păi că sunt ăștia, mă. A, probabil e alt squad. O grenadă vine spre tine, Alex. NC în stânga ta, oare? Este pe la Marco Rosso.
Unii au titlul top 1 EU, el se laudă cu 2000. Mă vezi unii mea fiind tryhard și campând în ședuri ca aia care se laudă cu top 1. Squeezy, sau cum te cheamă. De am intrat în casa din fața mea. De pușat la gard. Da. Gardul la mine? Nu. De am intrat exact în casa din fața mea. Abă de sub tine sunt. Vreți să vă arăt iar schema aia cu motocicleta? Speedy aici la 1 da, când... Da, da, da. Adică l-am văzut când ai tras pe el. Și se văd spray-ul. Încă e acolo. Abă... Adică nu. A luat 3 hituri, e în baie. Stânga. Și ala a luat 2 hituri. Unul la balcon în stânga. Mai am 10 gloanțe. Ai grijă să nu fie ieșit din casă. Hai, era Alex. Era. Nu mai am gloanță. Nu bate. Eu am shotgun. Da, nici shotgun, sniper. Bate și mine. Ba pula! De ce n-am luat niciun fucking... Hai, găseam și eu gloanțe de acá. Câștigați meciul ăsta, să scal. Nu mai mă joc, nu mai am niciun chef. Nici nu mai văd bine. Alcohol poisoning, munca mega. Cred că mă duc la urgență în seara asta, it's over. Ne uităm cum câștigă Alex și abdbd. Vrei energie? Nu, am destule. Ai compensator de sniper rifle? Nu. Hai de un... Nu mai jucă nimic. Uite, singurul joc pe care mai vreau să-l joc este jocul următor. Oh my god, ce poză are Rățianu. Vedem cât de repede ajungem de la videoclipul ăsta al lui Elvețianu cu Academia de PUBG la cuvântul autism sau ceva în legătură cu autism. Hai să vedem. Hai în zonă, cam așa. Să ajungem spre autism. Pe ce trebuie să dăm click? Speedy Revenge ăsta. Continuăm ceva. Aproape IQ are ceva cu autism, dar nu e chiar. Sidekick speed din nou. Girls out. Leaf jumps, nu? Nu, adevărat. You want win this? Hai, pe aici cred că pot să urc. Băi, e mai greu decât mai știam jocul ăsta. Da, nu știu cum să ajung la autism. Cu Wikipedia e mai ușor. Mă
Mamă, uite cât de mare e cercul și sunt 14 în viață doar. Pun pariu că gen zona asta de aici, începând de aici și mergând așa. Mai bine că, prima aici, cred mai că sunt două echipe. Trebuie să mergem cu mașina. Că urcă greu. Da, sunt doamnele. Ok. Cristi, culcarea, că eu mă culc acum. O, chiar au picat calculatorul. Mamă, ce liniște s-a făcut. Ce, ce căcat am murit. Aveam 1000 de șanse să-mi iau o armă mai bună de jos. Dar am fost arogant și m-am gândit, bă, 10 gloanțe în AK. Poți să lovezi 100% adversarul. Și am tras ca un paralizat și am arătat toate glonțele. Și vorbim, mi-a murit colegul pe scări. Sunt sus pe de la 120. Și mi-a fost frică să m-am dus peste el, vreau să-l omor, să nu moară el. Da, curs. Hai și noi aici pe deal, la 210. Am... Nici nu știu câte kg am, cum pot să văd. A, 3 doar. Avem impresia că am făcut vreo 6 kill-uri, doar 3. Mr. Widow, șterge dracu poza aia. Șterge dracu poza aia. Hai să campăm drop-ul. Speedy, mâine live, da, mâine o să fiu în formă, nu mai mă doare capul, nu mai sunt mahmur, nu mai am absolut nimic. Nu mai beau 7 beri și coniac. Jucam CSGO. Poate și FIFA. Poate și PUBG. Orice e posibil când crezi chat. Poate devenim și noi level 10 până la 2018. Tu m-ai luat pe fratele tău mai mic și mai inteligent decât tine. Andy, vezi că poți scrie pe chat când faci și tu mai mult de un kill la fucking PUBG, ok? Hai să mergem, probabil iese ba la drop. Îți place thumbnail-ul? Nu poți să ies din joc să mă uit la thumbnail-ul tău, Mr. Widow, incapabil. Win cu 8 kill-uri. Dă-i și la replay și dă-mi și mie să văd când ai bătut AFK-a, că m-am săturat cu elvețienii care bat AFK-uri. De ce nu joci la Foot Champions? N-am timp și nu-mi place să joc FIFA prea mult. Pe live așa e ok, un draft 2, dar mă enervez repede la FIFA. PUBG pe de altă parte, cred că aș putea juca dacă mi-ar zice, nu știu. Dacă mi-ar zice, dacă m-ar aresta cineva și ar zice, poți să joci doar un joc pentru tot restul vieții. Chiar nu știu ce să alege acum. Bănuiesc că tot ce CSGO aș alege că e mai fun. Uite-l pe la 75, vezi? Sus. La PUBG mă plictisesc mai repede, adică m-aș plictisi poate după 5 zile în continuu. Ce sigur nu m-am plictisit încă. I-am dat 2 hituri. În fine, ar fi strâns între CSGO și PUBG. FIFA nu suport că uneori e prea mult RNG și din cauza asta nu-mi place. Ăștia de la 70 ne prestează. Vă bateți cu două echipe diferite, nu cred că e cea mai bună idee. Getting over it.
Stream-ul cu award-urile, nu știu. Când e revelionul? Duminică? Cred că vineri îl fac. Că sâmbătă avem sâmbătă cu melodii. Vineri probabil va fi. Dar trebuie să mă pregătesc, nu? Nu va fi simplu. Voi vreau să fac ceva frumos. Să fac mai multe chestii. Mama, dacă l-a văzut, e mort. Nu mai am mult de trăit. Oh god, uite cât de nașpa e. Stai aici, stai aici, nu te dau, nu te dau. Na, nu pot. Oricum mă bătează. Vezi că de acum trebuie să-ți dai hit kit. S-ar putea să moară la fel ca mine. Chiar și așa Andy joacă mai bine ca tine. Și băiatul ăsta dă bă la fel. Dar chiar și așa, ea dacă nu se bat cu nimeni, n-are cum să supraviețuiască. Și ea nu se bat cu nimeni. Doamne, doamne, unul ține numai spatele. Poate să-l bat acum, că de rush. Aia e mort. E GG. Yeah, nice try, man. O seară bună tuturor. Am încercat să... A jucat bine, au jucat bine băieții de ultimii doi. Toată echipa a jucat bine, inclusiv eu care am făcut 3 fraguri. O seară bună tuturor. Ne vedem mâine. Nu știu cât de devreme sau cât de târziu, dar ne vedem mâine. Mersi că ați fost cu mine, mersi că ați făcut lucruri capabile pe aici. Gen, ați dat like, ați pus comentarii amuzante și ne vedem mâine, nu știu ce jucăm mâine, e o surpriză, pana mea, CSGO sau PUBG, sigur.